Bun găsit, prieteni, bun găsit, oameni buni! Astăzi, la Povestirile Sportului, ne întâlnim cu o mare personalitate a sportului românesc, a fotbalului românesc. Un om prețuit, respectat și iubit deopotrivă, dincolo de culorile de club pe care le-a purtat, dar în primul rând pentru eleganța, pentru tehnicitatea, pentru valoarea lui deosebită. Și trebuie spus că pe cât de mare fotbalist a fost, în același timp a fost și un om deosebit, cu un caracter aparte și cu o modestie rar întâlnită, în general între noi, dar mai ales în lumea sportului. Bun venit, Mile Berodedici, la Povestirile Sportului. Da. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele astea extraordinare. Nu, dar nu sunt vorbe goale, vorbe spuse așa de dragul de a fi spuse, sunt lucrurile pe care le simt toți românii, toți cei care te-au apreciat când jucai fotbal și care te apreciază în continuare la toate aparițiile tale publice, pentru că caracterul nu ți-l poate schimba nimeni, ți l-ai păstrat și el este cartea ta de vizită alături de performanțele extraordinare din sport, din fotbal. Da, să aveți dreptate. Urmarea educației pe care ai primit-o. Copil ascultător și la școală nu făceam probleme, nici acasă nu făceam probleme. Ce îmi spuneau bunicul, tata, mama, eu executam fără să... Și bunica tot timpul mă pupa, mă lua și mă... Vorbea frumos cu mine că ce ascultător sunt, ce... cu minte. La locul tău, da. La locul meu. Da, cum se spune, da. Păi chiar asta vreau să fie provocarea, să începem cu povestea copilăriei tale, apoi vom ajunge la palmaresul unic pe care tu l-ai pentru fotbalul, pentru sportul românesc. Iată, am pregătit niște hărți tocmai pentru a localiza puțin și pentru oamenii care ne urmăresc locul de naștere al tău. Localitatea Socol, între satele Sârbești, apropiate de Dunăre, pe malul Nerei, la câțiva kilometri de Dunăre, pe unde intră Dunărea în România. După cum se vede, Belgradul este mai aproape de Socol decât ar fi, să spunem, Reșița, reședința județului tău, Cara Severin. Acolo a început, deci, copilăria lui Milodrag Belodedici, Mile, cum îi spun consătenii lui și cum place și mie să spun, pentru că e un nume atât de cald și de frumos. Și iată, aici jucați lopta, așa se numea, nu, mingea, pe acest tăpșan, unde îl împărțea și cu vacile, cu caii din comună și mai avea și voi timp să alergați după minge. Asta a fost după Revoluție, terenul ăsta, dar înainte de Revoluție aveam un teren foarte bun, înconjurat cu sârmă și foarte bine. Mai bine amenajat, mai bine curat, amenajat, da. Asta după ce a venit Revoluția, după ce au emigrat, eu știu, cred că sute de persoane din satul meu au emigrat în străinătate, în Iugoslavia și după aceea în... Cam cât la sută din populația satului erau sârbi? Păi, 70%, 80%? Da, 80% erau, da, 80%. Aveam și familii... Mixte? Mixte, da, aveam și familii mixte. În strada mea era o familie. Țin minte că îl chemea Nelu Șurlea. Și da, nume mai românesc, da. Română, Gheorghe, Șurlea, da, și, dar știau și sârbește. Așa era și tu, când erai copil, joaca, da, pe ulițe. Tot felul de jocuri cu tot felul. Joaca pe Maidan, da. Am înțeles că erai chiar polisportiv, adică ai încercat, poate și cu școala, handbal, basket, volei, chiar și oină, dar și fotbal în același timp. Oină, nu știu dacă era oină, dar... Ceva asemănător, era un joc care îl jucam... cu o bucată de lemn mai lungă și una mai scurtă și îl... Țurcă. Da, îl loveai și dădeai... Jucam și noi, da, țurcă se numea, da, jocuri care au dispărut, așa, exact. Țurcă, jucam... Da, avea niște elemente, să spunem, din oină, da. Da, trebuia să ajungi în cercul, să-l pui, bagi acolo tot felul, da. Da, erau niște etape. Țurcă, da. Și plus că în fiecare stradă și în școală aveam coșul de basket. Și pe strada mea erau două coșuri. Asta apropo de apetența. Și pe un stâlp de electricitate. De apetența sârbilor pentru basket, exact, dintotdeauna. Vedeam, era moștenită, da. Canalele sârbești și pe timpul jucau basket extraordinar și ne-am făcut și tot, aruncam mingea în coș și aruncam. Asta cu basket era plin de în sat, pe străzi. Da, da.
Da, era te îndemna, când vedeai câte un coș. De puneam coșul de bicicletă, de bicicletă, de triciclete, că sunt mai mici, da. Și le băteam cu cuie și Sigur, găseai niște forme de a-ți manifesta cu mingi pasiunea de pentru un sport lei, pe care îl vedeai și era atât de răspândit. De mingi de 13 lei și jucam cu... Dar în același timp voi avea și o gospodărie foarte serioasă, pământ, livadă, grădină, animale și albine. Da. Și tu nu te codeai să pui mâna să muncești și în gospodărie. Asta era munca mea. Aveam 2 vaci, aveam 11 oi, porci, aveam găini, găște, curcurci, aveam pământ, mergeam la săpat de porumb, la cules, de sveclă, la tot felul de... Aveam ce să muncesc și mai ajutam și pe bunicul meu. Bunicul era cojocar de meserie, deci făcea cojoace de iarnă, mai scurte, astea lungi. Veneau oamenii și aduceau, nu știu, pieile de oaie și el le întindea, le finisa, lua, și la mașina de cusut îi făcea. Și acolo aveam probleme, că vrea să-l ajut tot timpul și mirosea urât. Trebuia să le pun la soare, să le iau după aia, când se usucă, și să le iau, să le... El se obișnuise cu mirosul ăla, de la tăbăcit, soluții și alea și oaie, da. Și mă înjura și vino să mă... Și îmi spunea, țin minte că și acum îmi spunea, lasă mingea, că eu eram tot timpul cu mingea. Când mă lăsau singur, eram pum-pum, imediat băteam mingea. Zice, lasă mingea, că nu o să-ți dea mingea să mănânci. Învață o meserie. Asta îmi spunea tot timpul. Era bunicul din partea tatălui? Da, din partea tatălui. Și celălalt bunic era fierar, am înțeles că era fierarul satului. Celălalt bunic era fierar, deci oameni cu meserii, cum se spune, căutate la momentele alea. Fierar, și fiecare căuta să oferă o alternativă. Fierărie în casă și veneau oameni cu cai să le potcovească, cu căruți să le facă tot felul de... Îți plăcea mai mult la fierărie decât la cojocărie? Nu era mirosul ăla? Da, nu era mirosul ăla, da. Ce vorbe, munceau oamenii și... Nici acolo, nici acolo. Nu puteam să mă... Unde mă duceam, mă puneau la treabă. Și făceai, n-aveai... Nu te codeai, nu te ferai. Nu. Țin minte, mergeam la săpat și la cules de, eu știu, porumb și fasole. Știți că fasolea se pune jos acolo când e porumbul înalt și trebuia să mergem, să culegem și multe. Muncă serioasă. Și eu... tot timpul dispăream la un moment dat, pac, și nu știam unde să... Îți găseai timp să duci și la lopta. Când mă întorceam acasă, veneam pe ascunse acolo, prin spate, să nu mă vadă, și când mă vedea... Era frică de tata. Tata era... Era mai sever, tata, șofer, dar mai voinic, așa, mai corpulent. Nu era acasă, tot timpul pleca și... Când venea și arăta autoritatea. Când venea și îmi spunea, atunci eram... Îmi făcea curse cu minerii la Moldova, nouă zonele de acolo, nu? Da, îi ducea pe minerii din satele. Navetiști, că erau navetiști. Da, și la Moldova, nu. Mama era mai blândă, mai îngăduitoare. Da, mama, da. Deci asta mi-aduc aminte de copilăria mea, că am muncit foarte, foarte mult. Foarte mult am muncit. Munci agricole. Am înțeles că aveai un prieten foarte bun în gospodărie, un nuc, pe care chiar ai plâns când târziu de tot a trebuit să-l taie părinții tăi, crescuse mult prea mare. Aveam un nuc. Era refugiu tău. Da, acolo prietenul tău, mă ascundeam, confidentul și tău. Mergeam cu cărțile, mă urcam până sus acolo și mi-am făcut un locușor așa și mă urcam sus și învățam acolo, eu știu, la școală, poezii sau ce aveam de învățat, stăteam acolo și vedeam tot satul așa. Aproape. Era un observator. Da, și nu că aveam nuci, aveam 2 nuci, unul mare, foarte mare și unul mai... Aveam prune, aveam livadă serioasă în spatele casei, cu fructe, da. Da, oameni gospodari, sârbiși, oamenii după acolo, da. Pere, mere, pere, struguri, de câte ori am fost să... Era frumos așa, ca să spui, ca listă de... dar era și de muncă în spate. Și da, era. Mergeam și cu vaca, aveam 2 vaci și... Le și mulgei? Bunica, nu. Te-am învățat? Am încercat acolo, dar nu. N-am. Bunica mulgea și dădeam lapte în sat. Eu mergeam și duceam lapte la oameni. La alții consetenți. Da, sau... vreau să... Da.
Am înțeles că ai vorbit sârbă până prin clasa a patra, nu? Da, până în clasa. Tu ori mai început cu limba română. În clasa a cincea am început să învăț limba română, da. Și era un copil bun, românește, un copil bun cu rezultate bune și la școală? Aici nu pot să mă laud. Da. Pe cât se putea, da, sigur. Pe cât se putea, da. Nu aveam probleme cu părinții sau să fiu nu repetent, corigent. Să fie chemați pentru că faci prostii sau că nu lipsești la ore. Sau... La școală eram foarte cuminte. Îți de treabă. Da, și n-a avut, părinții n-au avut probleme cu mine. După aceea, când am terminat clasa 8, m-am dus în clasa 9 la Moldova. 9 și a 10 și acolo m-am înscris și eu la fotbal. Șoimi? Minerul Moldova. Da, Șoimi Sokol. A, Șoimi, Șoi. A fost prima ta echipă, iată. Avem o poză cu colegi din sat. Aici deja. Erai cel mai înalt și atunci? La Moldova 9. Da. Erai deja la Moldova 9? Da, deja la junior era. Uh-huh. Deci cei doi băieți sunt frați. Amândoi sunt în străinătate, în Suedia trăiesc. Dar au făcut ceva în fotbal? Nu. Numai tu? Nu. Uh-huh. Deci asta era începutul la Moldova 9. Asta era începutul la Sokol. Asta e o fotografie din Sokol. Șoimi Sokol, da. Da. Să numai echipa voastră de acolo, așa am înțeles. Șoimi, că erau mulți șoimi care se plimbau pe acolo și tot felul de... Profesorul Stefanović, nu? Care era și de limba română și de limba franceză și de sport. Ți-a pus primul îndrumător. Primul profesor, nu profesor, directorul școlii de la Sokol era Božinko Popović îl chema și cu el făceam sport și se făcea sport pe timpul acela, făceam volei, făceam handball, atletism, probe din atletism, tot felul de, și jucam și fotbal și el s-a dus la taică meu și i-a spus să când o să plec în clasa noua, la Moldova noua, să mă duc să mă înscriu la fotbal. A simțit că ai o aplecare, un talent pentru fotbal. Primul care a sesizat lucrul ăsta. Și da, directorul școlii. Și apoi Olim Mateescu. Și da, Neolim Mateescu a venit din București la un moment dat. Era profesor de educație fizică și sport cu specializarea fotbal. Și a venit din București și a preluat centrul de juniori. De la Moldova 9. De la Moldova 9 și acolo am început să... Zona minieră, acolo erau foarte multe exploatări. Da, mineri, veneau foarte mulți mineri, erau... Mergeam acasă, când mergeam acasă de la Moldova 9, mergeam cu autobuzul de mineri. Tot timpul mineri așteptam. Da, acele navete, mergeam, curse navete, pe care era și ofer și tatăl tău. Da. Și apoi pașii următori. Cu Neolim Mateescu am început să joc și... Înțeles, erai atacant, mijlocaș. Am jucat mijlocaș și a venit, m-a chemat odată la el în birou și mi-a zis că încă nu sunt pregătit, că eu eram slab. Subțire, slăbos, nu puteam să mă bat acolo în mijlocul terenului cu alunecări, cu... Să bagi materiale? Materiale, cum se spune? Ca Bumbescu, ca și Tudorel Stoica, da. Și colegii de mai târziu. La un moment dat mi-a zis să trec în spate acolo, că libero, că se juca cu libero. Și el m-a trecut te-a în spate acolo. Și jucam. Și ți-a plăcut? Ai fost de acord? Păi... Sau a fost obligatoriu? Păi obligatoriu, am trecut în spate și mergeam în Moldova, noi la junior mergeam la Reșița, mergeam la Caransebeș, mergeam la Timișoara. Era în zona Banatului, da. Acolo jucam cu Poli, erau pe zone PSR, geografice, UMT, da. UMT și la junior și de acolo... Și când a început să-ți placă și ți-ai dat seama că ăsta e drumul tău, poziția aia de ultim apărător de liberă? La un moment dat aveam 17 ani și 2 luni și la un moment dat, înainte divizia a doua, trebuia să aibă un junior în teren, obligatoriu. La un moment dat m-au chemat și mi-au spus să mă pregătesc că o să joc intru la prima echipă în divizia a doua. Divizia B. Divizia B, da. Și cu bărbați adevărați. Cu bărbați. Aveai 18 ani, n-aveai încă 18. Nu, aveam 17 ani și 2 luni. Da, abia trecuse. Trebuia să aibă un junior în teren. Era obligatoriu, da. Obligatoriu, da. Și am început să... Am intrat, am jucat, am mers cu ei. Țin minte că prima deplasare am fost
pe la Timișoara, CFR, și mergeam cu autobuzul și băieții se uitau la mine și ziceau unul, măi puștule, dar sârbule, că așa îmi spuneam, da. Sârbul, eu eram sârb. În Serbia eram român, aici eram sârb. Și zice, sârbul ăsta, zice, n-are botez, nu are botez. Apropo, cum a fost botezul? Că e interesant cum se făcea botezul. Da, da, mi-a zis. Noilor fotbaliști atunci. Și erau niște sârbi, era Nestorovici, era încă un sârb care juca și ei spuneau, lasă-ți-l, că nu trebuie, lasă. Nu, vreau să se protejeze, nu? Vizitiu era, știți, care juca la Reșița, era... Și a zis, nu, să-i facem botez. Dacă nu-i facem botez, n-o să fie. Nu intră în familie. Nu e fotbalist. Și m-am dus acolo, știți, botezul cu prosopel, așa, și eu m-am dezvăluit. Prosopud, am înțeles. Da. Nu, n-au. Nu era, n-au făcut-o da. Ca la alții la tine. Te-au menajat un pic. Da, câteva așa acolo și mi-a spus, ei, acum ești ai botez și eu acum o să fii fotbalist. Și eram și eu. Te-ai simțit? M-am simțit mai... puternic și mai... Cât aveai înălțime atunci, pe loc? Unde? Păi aveam 86, 7. Aveai deja... 7, da. Aveai înălțime, da. Dar subțire. Da, subțirele, eram subțirele. Nu mâncai? Mâncam, cum să nu mănânc? Mâncam, dar eu am crescut la un moment dat, nu știu la ce vârstă, dar în clasa 5, a 6, am... 15-20 centimetri. M-am ridicat foarte mult, vreo 7-8 centimetri. Și săgeată. Și m-am... Aveam tehnică, dar putere, n-aveam cum să mă bat. Tehnică cu minge aveam. Și de atunci am început să joc în divizia a doua. Dar tehnica s-o căpătase singur sau a început să se arate? Păi pe stradă, la mine, la Socol, eu știu. Tot exersând, tot jucându-te, a venit așa, ca o chestie de reflex. Cu mingea să mă descurc cu mingea, nu aveam probleme. Deci era ceva extraordinar. De 100 de ori țineam mingea pe cap, de 100 de ori. Îți plăcea să faci repetiții, să exersezi? Nu, numai pe cap. Da. Da, și de la Moldova nu, am ajuns la Luceafăru. A venit Olimp Mateescu. A venit și el profesor la Luceafăru, da, nu? Da. El te-a dus. Nu, n-a fost, n-a fost la Luceafăru. La Luceafăru, când am venit în București, a fost domnul Pigulea și cu Neatoma Costic. Fostul portar, da. Portar de la CCA, da, nu? Da, CCA, da. Ei doi. Acolo și m-au chemat și mi-au zis să-ți faci bagajul și la București. Păi ce să fac la București? La Luceafăru. Și m-am dus acolo la Luceafăru, 23 te-ai august, speriat, una, doua. Nu plecase niciodată atât de departe de casă. Am mers cu trenul, țin minte, de la Moldova Nouă cu autobuzul până la Orșova și de la Orșova am luat trenul până la București și am stat în picioare până la aproape de Pitești. Dar ai plecat tren, singur? Plin tren. Singur ai plecat spre București? Da, sau da. A mers cineva cu tine? Singur. Mi-au spus, mi-au dat adresa, tot. Când am ajuns, am luat un taxi și m-am dus la... Dar te-au lăsat părinții? Mama, păi, mai ales părinții, că dragostea de mamă... Păi, na, ce să vă spun. Taică meu tot îmi spunea, bă, asta dacă fotbal, chef, unde... Meserie. Și meserie, dar la urmă... Nu, el te îndemna să faci o meserie, nu fotbal. El vrea să mă trimită la Timișoara, că unde te duci? București. E mai aproape. Zic, de... Păi, la echipa națională, las, bun, hai, du-te și vezi, te întorci și dacă ești fotbalist, te duci la Timișoara, mai aproape de casă, să vii acasă, să pleci, să... Să te știe așa. Da, că unde mai bine. București. E, și când am ajuns la Luceafăru, m-au luat, aveam și școală și antrenamente, meciuri, jucam cu divizia a doua prin București, așa. Itinerant, a jucat, da. Organizat diverse meciuri pentru... Până la 18 ani, am împlinit 18 ani și la un moment dat Neatoma Costică m-a chemat la el acasă, m-am dus la el acasă și mi-a zis să iau niște lucruri ca să dorm la el. Și am dormit la el și din dimineață când m-am trezit, m-a luat Pitești. Și ne-am dus direct la Steaua. A, la Steaua. Dar perioada FC Argeș și FC Olt. Asta am sărit, că a fost așa mai scurt. Păi de la Moldova, a fost mai scurt, m-am dus, dar la Pitești. Exact, pe Halagian și deci Nealen și Ianovski, cel un care meci, l-a da, descoperit pe Dobrin, nu? Da. Așa, pe scurt, aveam un meci în divizia a doua cu UTA Arad și am jucat meciul și după meci Romeo Stâncan, arbitru, da,
a venit la mine și m-a chemat la el în birou și spune, puștule, vină cu acea, uite, o să-ți dau un bilet și cu numărul de telefon și când te duci acasă, îi spui lui taică tu să sune la numărul ăsta. Cum se făcea? Dai telefoane prin centrală, cereai prin centrală, o legătură, da, dura. Da, 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 da. Și alo, socolul, da, ai legătura cu Caraș Severin, alo, alo, Caraș, da, da, asta când, da, da asta, ții minte te chema la poștă. Sunam eu din București. Cine-i? Caraș, Caraș. Da, 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 da. Erau, știu că am apucat și a sunat tata și era de la club de acolo și a vorbit cu el și i-au spus când termină campionatul să-l aduceți la Pitești. Și s-a terminat, dai mă, s-a lăudat pe acolo, aia, când au auzit oamenii, păi dul, 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 de ce, dul? Și s-a terminat campionatul, m-a luat și m-a dus la Pitești cu trenul, până la Pitești. Și acolo... Halogia nu la... te văzuse până atunci. Nu, nu, m-am dus la club, club Pitești, acolo unde e clubul lor. Și am făcut un antrenament după aceea. Asta era până la 1980. 80, da. Și era și Nea Leonte. Ianovski, Ianovski. Da? Cu el am mai discutat, cu el am mai... Păi el era mai aplecat, așa spune, da, copii. Da, am mai făcut un antrenament cu ei și i-au spus lui taică să mă lase acolo și să plece. Și am rămas două săptămâni, am jucat niște meciuri la tineret. La da. Tineret Speranțe și... Era campionatul de tineret Speranțe foarte bun. Da, și între timp, după trei săptămâni, domn profesor Halagian și cu Ianovski au plecat la Olt. Au plecat la FC Olt. Da. Și ne-au luat cu ei. Și mi-au spus să-mi fac bagajul și ne alenci. Să-mi fac bagajul și am plecat cu ei la FC Olt. Deci te ochizi Halagian că... Am plecat acolo și acolo m-am întâlnit cu Pițurcă, cu Prepeliță, cu Șoarece. Da, cu, erau numele alea, da, 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 care toți, dădeau o anumită culoare. Da, cu Alexandru Nicolae, juca la ei. Da, da, da. Viitorul dinamovist. Am stat acolo și tot... Ai apucat să joci? Nu, nu, cu echipă mare, nu. Nu, nu. Tot la tineret. Tot la tineretă jucam pe acolo și ei de acolo m-au trimis Nealenci. Nealenci mi-a zis să-mi fac bagajul și să mă duc la București, la Luceafăr. La Luceafăr. E, și când am terminat Luceafărul, am împlinit 18 ani, Nea Toma Costică, cum spuneam, am dormit la el, m-a luat și mergeam. Și îl întrebam, Nea Toma, dar unde mergem, unde mergem? Lasă că o să vezi tu, lasă. Luceafărul era pe în zona Electroaparataș, pe acolo. Dar la Electroaparataș, la stadionul 23 august. Stadionul 23 august, Electroaparataș era un internat și școala, da, puțin da. Acolo. Și m-a dus, lasă că o să vezi tu. Zic, Nea Toma, unde mergi? Lasă că o să vezi. Zic, Nea Toma, păi mie mi-au spus ăștia de la FC Olt să nu semnez nimic, că dacă vrea să vorbească, să-i spun, să le spun, ca să... Lasă-mă, FC Oltul, nu mergi, vină cu acea. Și m-am luat cu tramvaiul până în Ghencea și am intrat la domnul președinte. Am înțeles că numele de căprioara el ți l-a pus, Costică Toma? Nu, 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 asta a fost mai târziu, mult mai târziu. Da? Care comentator, nu știu cine a zis de la radio. Și da, nu. Uh-huh. Și am fost la Neaion Alexandrescu, frumos, am vorbit acolo. Și a zis că vrea să vin la Steaua, să joc și nu știu ce, nu știu. Eu idolul meu deja era Neafane Sameș, care îl știam, mă uitam la echipa națională, și cum se Iată, l avem aici pe marele fundaș Ștefan Sameș și știam și iar Răzvan Stoian, prietenul nostru de la Football Legend, ne-a adus un tricou care îl însoțește pe al tău, în spatele tău este un tricou pe care l-a purtat Ștefan Sameș, unul dintre marii fundași din istoria fotbalului românesc. Da. Neafane, idolul și modelul tău. Era mai puternic, ca mine era la marcaj mai puternic, eu și tot timpul mă lua cu el, tot timpul îmi spunea, puștule, fii atent, du-te acolo, puștule, ia aia, țin minte, odată eram în cantonament cu ei și la masă seară stăteam și eu, ce dracu, Florin Marin, Nea Teamo, Angelini, Neafane, Iordache, Iordănescu, Neavasi, și stăteam acolo și zice Neafane, băi, puștule, ești atent? Da, Neafane, sunt atent, cum să nu? Păi nu ești atent. Păi sunt atent, Neafane, cum să nu? Păi nu ne pui apă în pahare. Mă scuzați. Erau glume de astea care se făceau cu noi veniții. Stăteam și imediat le puneam apă, bravo, puștule, așa. Să fii pe fază. Ce vorbești? Luam geanta, îi duceam geanta, bravo. Am înțeles că acasă, la Semlac, aveai poze cu
cu Ștefan Sameș prin casă, dar și da, în curte, prin toaleta și, de, care aveau toți. Toaleta în veciu, păi mai pus. De scândură. Da. Zic, noi unii aveau poze afară, cu femei, cu actrițe, cu cântărețe din femeia sau din cinema, tu aveai poze cu Ștefan Sameș. Mai pus în veceu. Păi acolo puteai să le pui cu pioneze, că era lemn. Da, era lemn. Tot, tot. Știu că toți aveau așa, da. Da, da. Nu s-a supărat, nu? Nu, e. A înțeles că. Și, da, am prins așa niște meciuri amicale, am jucat cu el și cu Florin Marin. Erau. Și m-au dus la Steaua și la revedere și m-am dus acasă și taică meu m-a întrebat când vii din București, gata, n-ai terminat încă. A, credea că a pus numai așa o toană, o perioadă și te întorci acasă. Nu, că eu, și zic, măi, tată, eu înainte să vin, am fost la Steaua și au zis să mă întorc, merg în pregătire și să mă duc la Steaua București. Să fiu jucătorul lor. București, păi de ce, cum, ce, care? Nu credea. Păi nu, dar zice, ce dracu, iar să te duci în București, păi n-ai terminat cu Bucureștiul, păi am terminat cu Luceafărul, dar vor să mă ia, Steaua vrea să mă ia. Lasă-mă, Steaua, să vedem, te duci la Timișoara, că el vrea să tot mă duc la Timișoara, era mai aproape, era de echipă casă, de primă ligă, echipa da, Faniona Banatului. Și zic, nu, du-te, i-a zis, ia telefonul și vorbește cu... Și i-a vorbit cu Steaua acolo la Steaua, cu Neaion Alexandrescu, că știți că eu vrea la Timișoara, că nu știu ce, că nu știu... Dar că tu încercați să lămurească pe Neaion, da, că tu vrei tu Timișoara. Da, că se ducă... Dar nu a venit Neaion la Socol, a venit la Socol, da. Am înțeles că a stat... Deci am întârziat două zile sau trei... O zi întreagă de vorbă cu tatăl trei tău. Trei zile am întârziat în pregătire, s-au dus la Forba în echipa și eu nu m-am prezentat încă. A venit Neaion Alexandrescu cu mașina neagră cu A, armată. Am venit la Socul, tot satul la mine. A fost impresionat. Eu eram, țin minte că eram pe stradă și băteam mingea acolo cu un băiat. Și când am văzut mașina neagră a intrat pe stradă, am văzut, am luat mingea și am fugit și m-am ascuns în spate acolo. Dar știi că e pentru tine? Păi știam că ceva nu... Da, da, da. Era mașina neagră armată. Și a vorbit cu tata acolo, au stat, a vorbit. Și până la urmă Neaion cu tactul lui, cu metodele lui, cu vorba lui, mi-au făcut bagajul, ți-a devenit al doilea tată, am înțeles. Da, Neaion, a avut grijă de tine, așa și i-a spus tatălui tău că el te va avea în grijă și va avea să nu se întâmple nimic, să ai o viață normală. A doua zi m-am făcut bagajul și m-am dus cu autobuzul la Reșița și de la Reșița direct spre București. Dar apropo de nebunia ta pentru minge din sat, sora ta, care din păcate nu mai este, Iasmina, povestea o fază. Că într-o iarnă nu era niciun copil care să iasă poli să joace fotbal și tu ardeai de nerăbdare, nu puteai nu-ți găseai stâmpărul și ai vrut să joci. Și ai luat-o pe ea și ai pus-o în poartă, pe zăpada aia, pe ger, și a săraca trebuie să îndure să-ți fie partener de joacă. Mai trageam la poartă, păi am rupt tot gardul ăla, tot mama cu biciu venea și eu fugeam de... gard mic acolo în curte și dădeam stânga-dreapta, dădeam pase și pum. N-aveai zid, făceai la gard. Gărduleț da, din beton, da. Făcut frumos. Aha. Am rupt toată... Și l-ai tot bombardat-o. Da, da. Deci era o dragoste de asta nebună pentru fotbal, pentru minge. Păi, ce să fac ceva? Ce dracu să facem acolo? Să munceam și... Da. Uite, vreau să-ți arăt o fotografie, să-mi spui dacă știi cine este. El îmi spunea: băi, Milutinovici, vino încoace. Neagică Constantin? Nu. Este Alexandru Apolzan. Apolzan, da. De ce ți-am arătat această fotografie? Da. Pentru că lumea spune că tu ai semănat foarte mult cu el ca joc, nu ca statură, pentru că el n-a fost foarte înalt. Este apreciat nu numai de român de presă, dar primul libero din fotbalul mondial, Alexandru Piția Polzan. El la CCA. La CCA, echipa mare aceea din deceniul 5-6, da, anii 50-60. Echipa aia mare cu Zavoda, cu Constantin, cu Voinescu. Iată-l chiar într-o fotografie cu Țop Voinescu, cu un trofeu câștigat atunci. Da. Un om de o eleganță a jocului extraordinar care s-a regăsit la tine, plasament, detentă, multe din calitățile pe care le-ai arătat tu ai avut și înălțimea și alungea superioară lui, un fotbalist extrem de iubit, Neaion Chirilă, Neaion Chirilă vorbea extrem de frumos despre el,
spunea că avea un joc încântător, dar din păcate și că a iubit prea mult viața, fetele și șprițul. Din păcate s-a prăpătit de vreme, până la vreo, da, aproape 55 de ani, dar a rămas în istorie drept primul libero din fotbal mondial. A venit după perioada a măturătorului, Pichi, ăla care a făcut o epocă cu Helio Herrera la Inter, și atunci el și că a instituit această formă de jucător din apărare liberă pe care tu l-ai dus pe treptele cele mai înalte. Da, la știu, l-aveam acolo, erau poze cu, da, cu Neațop și cu toți într-o cameră la stadion acolo. Da, erau, da, cu trofeele. Erau, da. Iată o poză de pe la începuturile Augustin, tale. Augustin, cu... spaima sticlelor de vin. Augustin cu nasul gros, parcă e Pantera Roz. Da, erau, erau sloganurile stadionului făcute pentru fiecare. Eu. Zic, neaoneața așa strigau. Eu cu Didi Prodan, încă era când a venit oneață la federație și zice, Didi, hai vină cu ce. Augustin, și... Ajunse scandeze, eh? Scandăm. Augustin, spai, și se uita la noi, băi, băieți, acum intru în voi. Neaoneața așa strigau. Da, da. Aia nu, cred că i-a făcut plăcere. Să... Zice, așa strigau în deplasare acasă, dacă strigau, să le îngardă. Da, erau ai lui dinamoviști. Da, nu? Da. No, un jucător, da, foarte bun, un jucător puternic, bulgar, așa, da, cu bulgar, rădăcini, apropo, da, sârb, el, da, bulgar, da, bătăios, puternic, un, da, om care, da, a făcut epocă, în primul la Dinamo. Am jucat și cu împotriva lui Dudu Georgescu, am prins și cu împotriva lui Mircea Sandu, dar era la, nu știu, la ce echipă de la Buzău, a avut ultimul an de activitate, da, la Buzău. Da. Da, am înțeles că era un atacant cam al naibii, Mircea Sandu. Da, mai agresiv, punea mâna, trăgea și da, da. Apropo, care au fost, așa să spunem, atacanții cei mai problematici pentru tine? Păi, din fotbal românesc, eu, vom vorbi și de fotbal internațional. Păi, Dinamo, nu, când jucam cu Dinamo, ăștia de la Rapid, nea, cum îl chema atacantul. Păi cine ai mai apucat tu? Rapid, păi... Da. Păi mai vechi. Nu, am jucat și... N-ai mai jucat cu Pui Ionescu, cu Nichi Dumitriu, după ei, pe urmă, da. După. Da. Neagu? Nu. Neagu, pe urmă, a preluat și stafeta, a fost și în echipa aia și pe an de zile a continuat. Da. Și bună, asta de la Pitești. FC Argeș, Pitești, da. Radu 2 era foarte... A ajuns să fie cu echipier după mult timp. Da, după aceea am ajuns să fie... Șarpele. Și era foarte, când primea mingea, se protejea. Puternic, da, nu era așa, era foarte, dar... foarte greu să iei. Avea un control deosebit. Da, da. Era un fel de Coraș. Așa, da. Tot pe aceeași, pe statură, gen dulap și puternic, protejea mingea, stătea bine pe picioare. Sportul studențesc, am prins și cu Gino și cu... Florin Grigore erau atacanți acolo. Terheș, da, cu Terheș. Bozeșan. Bozi, da. Da, erau rivalități frumoase. Am prins și asta, știți, pe 23 august, cu plajele. Alea care cu 90.000 de oameni, da. Am prins și... Când coborau și pe pistă, da. Păi adevărul că am înțeles că tu ai fost impresionat cum ai venit la Steaua, că la primele antrenamente erau, da, 10-15.000 de oameni tot care asistau la antrenamente. Veneau acolo, se stăteau bătrânii, stăteau și tot chibiți, da. Stăteau la antrenamente, se uitau la noi și când mai pierdeam, ne criticau, aveți grijă, băieți, păi n-ați jucat bine. Când băteam, bravo, băieții, când ieșeam, intram. Vă așteptau, erau, da, vă lăudau, da, da, vă apostrofau, da, erau oameni pe care... jos, de la unde, de la, din blocul unde stăteam și până la stadion mergeam pe jos până să-mi iau mașină. Unde stați pe acolo, pe lângă Drumețul, aveați toți, da, da, și Gabi și pe toți aveați garsoniere. Vreau să mă duc acasă, să bem ceva, să mâncăm ceva. Da, să ne revenim. Nu, te țineau de vorbă. Erau... farmecul cartierului. Da, da. Ai nimerit într-o perioadă când la Steaua erau jucători foarte importanți. Pomă s-a făcut schimbul de generații, tu ai rămas. Ai fost într-un fel cel care a dus mai departe ștafeta. Da, după aceea, după mine, au venit și Pițurcă, și Bumbescu, și Radu Doi, bine, și Bărbulescu, și... Iată, unul dintre triourile acelea, da, faimoase din istoria fotbalului românesc. Când am venit eu era doar Ștefan Iovan și Balint, și Gavrilă Pele Balint. Adi Bumbescu. Da. Aici cu trofeul
cupei urecheate, da, cupei campionilor europene, deși poza este alb-negru, este după 86 la sfârșit, 87. Da. Mă uit la voi, parcă erați de, efectiv de aceeași statură toți. Da, 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 toți. Ai făcut o pereche excelentă cu Bombescu. Cu Bombi. V-ați înțeles? Foarte bine, vă completați. Cum ai putut să-ți păstrezi jocul al tău care ți-a devenit specific și pentru care lumea te-a apreciat și te apreciază și acum și te-a prețuit, indiferent de culorile clubului, eleganța aceea, tehnicitatea, plasamentul, intuiția, păi de posedările curate. Bine, pentru că jucam în spate, aveam o intuiție așa, că aveam jocul în față și vedeam când o minge lungă, când vrea să strecoare printre și... Aveam, dar... Și jucam simplu, eu nu eram unul care să preia mingea, să dribleze, să o conducă, să o conducă, să o conducă. Și așa îmi spunea, cine mi-a spus, ne-a zis că Constantin, când a venit antrenor la Steaua, da, a fost și el o perioadă. Da, sigur, a fost mai multe perioade, da. Și a fost mare jucător, mare atacant și idolul copilăriei mele. Da, el îmi spunea, băi, Milutinovici, vin un coaț, Milutinovici. Da, era nume... emblematic de sărb, da. Cu Milutinovici, cu Iugoslavia. Da, da, da. Și ne-a zis că la început, ne-a zis că eu sunt Belodedici. Lasă-mă, nu contează. Belodedici, tu Belodedici. Bă, a fost fotbalist Milutinovici. Îl știu, zic, ne-a zis că la mare fotbalist. Doi frați erau, Miloș și Bora Milutinu. Da. E, zice, așa să joci. Și el mi-a zis, vezi, dacă te prind că... Erau frați? Au, da, fost frați, Miloș, da? Și cu, da, da, frați. Bora, viitorul mare antrenor. Da. Antrenor la... și care ne-a fost adversar în 94, în America, da, prietenul bun al lui Puiu, partenerul de, da, șah, da, în partidele, da, nesfârșite, da, da, da. Și el mi-a zis că dacă joci fundaș, nu ai voie să faci mai mult de 3 atingeri, dacă trebuie să joci din 2, dacă îți vine mingea din 2, dacă joci din prima bine, cel mai bine, atunci ești fotbalist. Dacă te prind că o iei și faci o întingere, 2 atingeri, 3, 4 și începi să o conduci, te scot afară. Păi eu, păi ne-a zis că păi aveam spațiu, că nu era nimeni. Nu, dacă dai o pasă de 10-15 metri pe jos, bună, atunci ești fotbalist. Să o conduci, zici, avem toată echipa care, când o primesc, mingicare, o iau, o mingicare, o trumbă, da, tu trebuie să joci repede. Dacă joci repede, ești fundaș și trebuie să joci repede. Ei să dribleze. Și aia mi-a rămas în cap. L-ai mai apucat și o Marcel Răducanu? Nu l-ai apucat. Nu, plecase, da, Marcel Răducanu. În 82 l-a plecat. Și jucam repede și venea, bravo, mă, Milutinovici, bravo, bravo. Și eu mie îmi săreau inima cu, boah, neagică. Te bucurau aprecierile astea de la fuși mari fotbaliști. Da, da. Da, erau adevărul că erau grămadă mingicari și Pui Ordănescu tot, dribla, da, atunci. Mai zic Zamfir, ăia care erau pe acolo. Da, și Majaro mai întorcea. Miții, nu mai zic, băi, Miții a rămas cel mai tehnic. Apropo de echipa aia mare a voastră din 86, mai... se spune, nu erau de foarte mulți care știau cu varza, cum ziceam, limbajul stadionului, uf, da, dar voi făceați mingea să fugă atât de repede, mai ales sub mâna lui Ienei, încât tădeați impresia de mare tehnicitate, dar de fapt erau jucători care jucau din prima. Da, da, trebuia să joc. Stăpâneau și... terenul așa, da. Era posesia aceea progresivă. Da. Iată și prietenul și omul tău din spate, Helmut Ducadam. Spune-mi, da, cum e colaborarea între un fundaș și portar? Contează foarte mult, păi, să există o înțelegere. Da, bine, nu e chiar așa de... Mai spunea din spate. Te dirija. Belo, vezi că în dreapta, vezi că în stângă. Dar bun, eu care eram ultimul, vedeam, știi, eram ca și el în poartă, în spate și... dacă mergeam și după aceea am învățat și eu lucruri cum să mă așez, pe unde să le dau posibilitatea să vin acolo și după aceea să intervin, să tot felul de nu aveam voie să fac în doiuri, în triunghiuri cu... da, n-aveam voie să fac alunecare aia, așa n-aveam voie, asta am observat după un timp, pentru că era riscul de a faulta în picioare tot timpul, n-aveam să fac alunecare, să fiu jos, te scoteai din joc, poate, da, mă scoteam din jos și tot timpul rămâneai acolo picioare, și adversarul, da, cei lateral mai făceau alunecări și mai... Apropo, ai luat vreun cartonaș roșu vreodată? Păi am luat, cum să nu, am luat, când? Am luat, când am mai luat două, trei. Ai luat două, dar trei? Dar nu pentru duritate, pentru protest, așa, a, pentru... Am luat cu... Nu-ți controlai ieșirile. Echipa națională am luat cu... Când am pierdut calificarea cu Austria, când am jucat
la ei acolo, am făcut egal 0-0, 0-0. Am meciul tur. Da, și n-am, dacă reușeam să câștigăm, mergeam la campionatul european și acolo, la sfârșit, acolo vreau să bat repede un fault și ăla s-a pus în față și m-am dus, l-am împins și când am vrut să iau mingea, am împins-o cu piciorul și atunci l-ai îmbrâncit. Și îmbrâncit și a venit și... Dar nu pentru faulturi de joc. Nu, pentru faulturi nu. Galbene luai, nu luai? Mai puțin. Mai puțin, da, nu. Dar îți plăcea și golul, pentru că ești unul între atât de rari fundași central, fundași poziția de liberu, care au marcat o grămadă de goluri în carieră. Mergeam la faze fixe, acum... Inclusiv în finala aia Tokyo. Din decembrie, de 1986, Cupe Intercontinentale cu River Plate, când a înscris un gol, dar datorită iuțeilii fazei... Păi eram în offside, dar... Nu era în offside. Nu, dar primise mingea de la adversar. Nu, da, am tot revăzut faza și nu era în offside. De la adversar. Da. Adversarul a făcut o alunecare și, și s-a împins mingea ție. S-a dus spre portar și eu eram acolo și am făcut un doi cu Pițurcă. Exact. Da, a fost un schimb foarte frumos între voi și a fost un jalon, să spunem, de la argentinien care s-a trimis mingea. Ai fi luat-o atunci, Toyota aia care să dea premiu, nu alza amendii ăla. Da, dacă băteam noi, poate luam eu. Nu, da. Păi fusese cel mai bun jucător, adică ai fost în general cel mai bun jucător, dar numai că a luat ochii pentru că el a înscris golul victoriei. Am luat un steguleț cu Steaua Roșie Belgrad când am câștigat atunci. Păi apropo și de momentul acela, ai văzut o surpriză frumoasă pregătită de Romanian Football Legends, de Răzvan Stoian, mingea pe care voi ați luat-o ambasadorului român de la Tokyo, atunci în decembrie 1986, cu semnăturile voastre. A fost recuperat, acum se află în patrimoniul muzeului, în care ți-ai regăsit semnătura ta de acum 38 de ani. Drumul nostru spre Tokyo de la București și drumul nostru spre Tokyo de la Belgrad. Cât? Așa, asta mi-aduc aminte, stăteam în avion și, și le povesteam la ăștia de la Steaua Roșie, Belgrad. În avion mergeam și eram acolo avionul ăla cu etajat. Etajat. Stăteam la etaj și clasa întâia frumos. Asta cu Steaua sau cu Steaua Roșie Belgrad? Cu Steaua Roșie. Și stăteam și mă gândeam, ia uite ce diferență între Steaua București când am plecat din București și când am și cu Belgrad. Deci traseul era din București, era București Caraci, Caraci, China, China, Tokyo. La China ne-am dat jos, am vizitat și zidul chinezesc, ne-am dus și la ambasadă. Da, era o excursie de... Da, ca un ambasada României din China acolo și de acolo la Tokyo. Și când am intrat în hotel, le-am văzut pe River Plata jucătorii acolo. Argentinienii cântau și acolo. Da, ei sunt pe veselie tot timpul, da. Și noi tobele am venit cântece. Și când le povesteam la băieții de la Steaua Roșie, zic, mă, până am ajuns acolo, hai de camera, am oprit în China, am stat, nu știu, două zile. Deci mai mult mai mult ai făcut cu Steaua când te-ai dus. De la Belgrad am fost Belgrad, Moscova, Moscova, Tokyo. Steaua Roșie cu cine a jucat finala Cupei Intercontinentale? Cu Colo-Colo din Chile. Colo-Colo, exact, din Chile, da. Ei câștigaseră. Și acolo ai marcat din 11 metri. Nu. N-au fost 11 metri. N-a numai la final la Bari. Am câștigat cu 3-0. I-ați bătut. Vladimir Iugovici a luat cel mai bun jucător, a dat două goluri. Da, vârful ăsta. Și când l-au chemat pe scenă să au anunțat cel mai bun jucător, i-au dat nu știu ce... Stăteam acolo și am auzit și numele meu. Și îmi spuneam, Mile, vezi că te care? Te strigă, păi, ce, cine mă? Păi, Bela de Dici, zic, ce treaba meu? Du-te, mă, că... Ce ți-au dat? Și m-am urcat și eu pe unde erau... Pe podiumul ăla. Și a venit unul la mine și mi-a dat un fanion mare pentru că am participat de două ori. Că știau deci că am participat au marcat, dacă era a doua finală și, de cupă intercontinentală. Da, de două ori cupa intercontinentală. Da. Apropo, Mile, tu ai observat că luna mai este luna norocului tău? În luna mai te-ai născut, iată, în luna mai faci 60 de ani. Luna mai m-am și însurat. Luna mai te-ai însurat, asta nu mai pune la socoteală, dar cele două mari trofee care îți dau ție identitatea de excepție au fost cucerite în luna mai.
7 mai 1986 la Sevilla, Steaua cu Barcelona, apoi 29 mai la Bari, pe San Nicola, cu Olympique Marseille, Steaua Roșie Belgrad. Atunci ai înscris de 19 metri, ai fost al treilea. Mi se pare că... Al patrulea. Am scris Jean-Pierre Papin și tu ai bătut din partea voastră. Al patrulea, ultimul era Darko Costa, Pancev, ultimul. Vârful data, macedoneanu. Da. Da. Da, toate s-au întâmplat în luna mai. Dacă punem și însurătoarea... Nu, asta e penaltiul ratat. Prieten de-o viață. Găboaje Gabi Balint. Da, când am venit la Steaua cu el, la Steaua prima dată. El era deja acolo. El era deja acolo, cu Neapuiu, cu Neapuiu îi spunea lui Ognaș. Păi, porecle de-astea, Pârnăiaș, cazone. Lui Ognaș. Deci tu erai Pârnăiașul, Gabi Ognașul și a venit în 87 la început, a venit și al treilea, prieten de la Luceafărul. Zice, a venit la noi și băi, Pârnăiașilor, cum să-i spun lui... Adică Neapuiu, Hagi, ce trompet. Nu, Neapuiu, trompetă, ce trompetă. Tolu Hagi, spui trompetă, da. Trompetă, nu. Nu știu, Neapuiu, că e asta e... E jucător. Jucător, ce drag. Ce jucător e asta? Ognaș, așa. Și băi, ognașilor, veniți încoace, se ne spunea, vedeți, o să pierde, o să vă bată ăștia astăzi, că nu știți nimic, că vă mușcă mingea, sunteți, așa. Noi, era modul lui de a vă ambiționa, de a vă ține în priză. Da, tot timpul ne... Măi, Ognaș și Pârnăiașul, aveți grijă, da, Neapuiul și tot, da. Și am înțeles că la Forban a ajuns, iată, Belodedici în plasa porții, într-un meci cu Steaua, cred că e cu Anderle, nu e cu Anderle, meciul cu Anderle de aici, așa, semifinală de vis, cel mai frumos meci apreciat unanim al unei echipe românești în competiții europene. Cu Anderle, da. Da, după golul lui Pițurcă, de fericire a ajuns și tu în plasă. Aici cu Ștefan Iovan, prietenul Lăcătuș, care te-a făcut, te-a determinat până la urmă să vii a doua oară la Steaua. Da. În 98, când aveai de ales, nu? Statele Unite. Păi da, aveam ofertă din Statele Unite și m-au sunat și Steaua Roșie Belgrad. Și să te duci înapoi, da. Am trecut prin Belgrad când am venit spre București, m-am oprit în Belgrad și Dragan Džajić mi-a zis, uite, nu știu ce, uite, aveam 34 de ani, pe 34, da. Să mai stai, uite, rămâi un an, doi, dacă cât mai poți și după aia și a zis, eu plecasem spre, zic, bun, o să văd, nu știu, că mă duc până în România acolo, că m-au chemat și ei să văd, da, bă, bine, vezi ce spun ei, bun, am venit. Ție se era greu să refuzi pe cineva? Am venit în România și a zis, bun, hai. Marius a înțeles că a fost decisiv să te facă să... Păi el m-a sunat și am vorbit și cu domnul Păunescu, care e Viorel. Timpul Nea Viorel. Am vorbit și cu el. Hai, bă, Belo, uite că... Și zic, bine, hai că mă întorc. Și a venit a doua descălăcare la Steaua. Da, aici m-am și retras. Am mai câștigat o cupă și un campionat. Ți-ai întregit panoplia, parcă aveai puține. Și am avut cele mai grave accidentări ultimul an. Da. Poate și vârsta și solicitările își puneau amprenta. Oamenii nu vedeau. Chiar că aproape de 38 de ani cât te-ai retras, mulți spuneau că de ce o faci, pentru că jucai mai bine decât fotbaliști de 20 de ani. Îmi spuneau Nea Belo, cum îi spuneam eu lui Neafane Sameș, așa mă gândeam, ia uite, am ajuns și eu. Ai ajuns și Nea. Neafane Sameș cu Nea Florin, Nea Teo, Angelini, Nea tot. Zic, Nea Belo, Lincar, Ciocoiu, erau mult mai tineri. Da, păi erau puși, da, normal pe lângă tine. Apropo de Nea, atât în 1994, la primul turneu final, cât și la ultimul Euro din 2000, ai fost seniorul lotului. În America erai cu o lună și ceva mai mare decât Hagi, două luni. El era al doilea ca vârstă. Nu se mai poate, normal, fără tăgadă, la Euro 2000. Păi nu știu, nu mă așteptam să mă... Când mai a venit cheme, convocarea la club, m-a chemat Neapuiu și zice, băi, Prăneașul, uite, a venit convocare, dă-și la lot. Zic, și lot, Neapuiu, lăsați-mă cu lotul, unde dracu să mă duc? Mă duc în vacanță, iar să mă... Păi du-te mă, uite, te-au convocat la lot, la campionatul. Și am fost ca rezervă acolo. A jucat Gică Popescu, jucase.
Ai jucat în două meciuri, da. Am jucat, s-a accidentat Popescu și am intrat. Adică, e mare lucru să ai o regiune. Cu Anglia. Da. Când am intrat cu Anglia și după aceea am jucat cu Italia, ultimul meci. La ultimul meci, da. Și după aceea a venit Belloni. Și m-a chemat și el la echipa națională. Ți-a zis, Loci, eu nu mai vin. Du-te, mă, vino cu acea, ce, mă. Nu mi-e rușine, ce dracu să vin. Ce, la vârsta mea, între copii e? Că deja aveam probleme cu cervicale, când dădeam cu capul, mi se punea un curent pe aici, undeva în jos și pe mâna asta, a început să mi se subțieze mâna, partea asta, nu puteam să fac flotări, că era slabă așa. Și mi-era frică, zic, lăsați-mă. Păi apropo de fața nevăzută a sportului, tu ai venit la întâlnirea noastră de astăzi după ce ai făcut un remene, la fel cu probleme la cervicală, coloană, deci lucruri care nu sunt văzute, dar care, iată, își pun amprenta pe starea fizică, tu arăți excepțional de bine, păi, dar avem și meci pe acum. Undeva sunt niște metehne, adică ăsta e un tribut. Acum, știți, ultimul meci când am jucat cu galacticii, cu, nu știu, extraterestri, acum trei luni sau eu știu când. Da, particip la meciurile astea, da. După meciul ăla am fost la spital, a treia zi am fost la spital, la doctor, să nu puteam, mă durea jos de... Rămâse imobilizat, da? M-au văzut, mi-a dat medicamente, și după aceea am plecat acasă în vacanță și acolo acasă m-am dus la Moldova. Asta, nu, te mai jucat, că tu mai jucai acolo la Moldova și la voi, la Sokol, în echipa statului, te mai îndemnau aia să mai joci. Mai jucam, dar nu. Gata. Am stat acasă de... N-am imobilizat. M-am pregătit să muncesc pe acolo, că avem casă, avem tot felul de... Nu puteai să faci nimic. Nimic n-am făcut. Apropo, uite, e o chestie anecdotică pe care ai spus-o tu. Înainte cu Dacia făceai până în 8 ore de la București la Sokol. Acum cu o mașină, nu spune ce mașină, că nu faci reclamă nimănui, faci 14 ore. Același drum. De ce? Pentru că e mai populat. Șoseaua e mai populată. Și șoselele, n-ai loc de depășire. N-au făcut... autostradă. Au rămas aceleași drumuri aproape întregime de atunci. Acolo, în jurul Craiovei, doar să ocolești. O centură, da. La fel. Prima perioadă la Steaua a fost 1982-1988, 174 de meciuri și 18 goluri date de fundașul Belodedici. După care a urmat, că nimeni nu s-a aștepta, 1989-1992, 3 ani, la cea de-a doua iubire a ta, Steaua Roșie Belgrad. 63 de meciuri și 3 goluri. Cu un an pauză. Un an de suspendare, exact. Un an de zile. Da, 89-90. Cum a fost cu plecarea? S-au tot discutat, au fost diverse versiuni, că ai fugit. Tu n-ai fugit, ai plecat normal, cu pașaport. Mama ta avea acele... N-am vrut să plec. Trafic, eu nu mi-era în cap să plec, să fug. Jucam la echipa națională. N-aveai de gând să rămâi. Meciuri cu echipa națională, calificări pentru campionatul mondial din Italia. Din 90, da? Am jucat două meciuri și n-am, dar am cerut pașaportul, că mă duceam acasă și părinții, surorile mergeau în Iugoslavia la rude și mie nu-mi dădeau voie. Tu nu te puteai duce cu ei. Și m-am dus, am întrebat la Neaion Alexandre, zic, nu înțeleg, dați-mi și mie pașaportul ăla, care mă duc acasă și am verișor, da, acolo, mama se duce, la club. Surorile merg acolo și eu stau și le fac cu mâna. Păi nu avem voie, ce vă, păi du-te la club, la clubul Steaua. Am fost la clubul Steaua, am bătut și m-a luat un, nu știu ce grad, mi-a dat o foaie de hârtie și mi-a spus să scriu ce rude am eu acolo. Și am scris, Belodedici Bora, bunica are două surori, cum se chemau. Aveați destule rude, da. Da, foarte multe, mama avea verișor, taic-meu avea un frate. Zice, cine e Belodedici Bora? Păi e fratelul taic-meu. Păi el ce caută acolo? El a fugit? Cum? Ce? Nu, e stabilit de mult. Nu, el e acolo de, eu știu, de după al doilea război, eu știu, de zeci de s-a ani, dus, a făcut școala acolo, avea o fată care era, nu, verișoara mea și nu, zice, ție nu o să-ți dea pașaportul. Și când am zis, cum nu o să-mi dea? Eu să mă duc acasă și trec granița mai ușor decât așa, am zis, trec granița da, mai ușor decât să fii corect, să fii legal. Zice, auzi, nu mai spune la nimeni că dacă spui nu mai ieși din România niciodată.
nu mai poți, nu mergi. Și după aia a trecut un an, m-am dus al doilea an. Și iar, haide, tânăr. Și m-a trimis Ion Alexandrescu, a zis, mergi, mă, și vorbești cu tovarășul Valentin. Valentin. Și mi-a dus și la Valentin. A, dați că nu știu ce, uite, am acolo. Păi bine, și m-a trimis iar la club. Și la club m-am dus cu trimiterea lui, zic, m-a trimis tovarășul să-mi dat pașaportul. Să-mi rezolvați. Și a contat. Da, și a contat și na, mi-a dat pașaportul și am zis să vă ia dracu. Asta mai mult te-a întărătat, nu? Da. Acest du-te, vin, aceste amânări, aceste și eram convocat odată, a venit o convocare pentru mine la un meci, meciul selecționat a Europei cu în Anglia se juca un meci. Da, un meci în asta, aniversar. Da, aniversar. Nu. Și nu te-au lăsat. M-a chemat neapuiul, zice, măi, Părnașule, vin un coach, uite, mă, a venit faxul, te cheamă la meci. Era blank, era... Da, o selecționată, da. O selecționată, da, din... A vedetelor, da. Păi și te duci? Păi mă duc neapoi, cum... Păi vezi, bun, da, bravo, mă, Părnăiașule. Nu știu, m-au luat la club, m-au dus, mi-au făcut costum frumos, m-am... Da, și la un moment dat a venit tovarășul Valentin la mine și m-a chemat și mi-a zis, auzi, Belo, uite că avem o problemă, că aveam un meci în cupele cam... UEFA, și după aceea venea Rapidul sau nu știu cine și după o să te duci și o să vii obosit, că noi contăm pe tine, ești tânăr, că o să mai ai alte ocazii, da. Și nu te-am mai lăsat până. Da, toate astea au picurat dorința ta de... Și ca proști, m-am supărat că mergeam, predeam bagajul la când mergeam în străinătate la aeroport, predai bagajul și se uita, valută aveți? Întrebare. Da. Păi de unde să avem valut? A venit Pițurcă. Domnule Pițurcă, valut aveți? Nu am. A predat bagajul și după ce am făcut boarding-ul, stăteam acolo în grup, a venit un domn la Pițurcă și i-a spus ceva la urechi, l-a luat de mână și l-a scos și l-a dus. Au intrat într-un birou. Îi găsiți și noi, cine e? Nu știm, uite, mă, l-a luat pe Bumbescu cu ăștia. Da. Și stăteam, se deschide la un moment dat. Nu mai se întorcea Piții. Piții o ia la fugă spre noi și ăla, stai tovarășul Pițurcă, stai domne, în aeroport, stai domne, a trecut printre noi acolo cu bani în mână, când a trecut printre noi, a lăsat bani în jos, și ăla după el fusese... i-a găsit Balan, zice, uite... Lucică, da. Îl alergau, da, în aeroport. Fusese turnat de cineva? Păi toți aveam la pantofi, la ciorat, dracu, da. Să ne ia, că nu știam unde să-i ascundem. Da. Să-ți mai ieși când venea Bumbescu, până. Da. Zic cu Bumbicu. Valută aveți? Tovarășul, dumneavoastră aveți valută? Păi ce întrebare îmi puneți? Păi am voie să am valută? Hipercorect. Tovarășul Bumbescu, te rog frumos, Colonel valută Bumbescu. Aveți? Păi nu am voie să am valută. Cum să am valută? Păi dacă nu e voie, cum să... Tovarășul Bumbescu, vă rog frumos... Bărbulesc. Ce? Au început să fluiere. Ilie Balamuc, da, acum. Ăla era să fluiere de ponte. În aeroport. Pe dinamoviști lăsați să treacă cu autobuzul în spate pe noi. Vă spunem la tovarășul Valentin. Nu știu ce a început lumea să uita la noi. Incredibil. Ce? Și toate s-au adunat. Păi, mergeam acolo în străinătate, ne păzeau. Unde mergeți? Mergem la o plimbare. Păi bine, aveți grijă cum ce bunul care era lângă noi. Apropo de Puiu Ordănescu, care a lucrat ani de zile pe omul și la echipa națională, am înțeles că atunci când aveți cantonamentele la Forban, când vă spunea Lognașilor, până nu știu ce, el vă zicea o chestie de asta. Mă, dacă aș avea o vârsta voastră, aș pleca. Crezi că era o momeală, o capcană sau chiar păi nu, el mi-a credea spus că în ce spune? Era frică de mine, că nu de Ognașul de Bali zice ăsta, nu. Sau de trompeta de Hagi. Ognașul de Bali, nu e el de plec. Mai vorbeam tot timpul, știți, când mergeam să rămânem în Germania, să rămânem, să nu rămânem. Da, băi, aveți grijă, neapuiu, rămânem. Păi dacă rămânem, păi dacă rămâneți, vă iau ăștia și vă duc, nu știu ce, tot. Vorbeam cu neapuiu.
Dar am zis că el vă îndemna să rămâneți. Căci nu, eu dacă aș avea vârsta voastră... Dar ne mai spunea am una alta ce bine ar fi să vă lase mai încolo, uite că nu știu ce... Că nu... Dar mai mult ca să vă tragă de limbă sau chiar credea în ce spunea? Nu știu. Nu poți să-ți dai seama. Nu știu ce, dar... Zic, de părnașul ăsta mi-e frică, se duce acolo și tac, zic, se... Înapoi eu nu părăsesc țara. Da, păi, zice, sigur, vorbeam în Luzin și toți. Da. Zice Hagi, păi el e român, cum să părăsească țara român? Are suflet de român, mă, da. Din gura voi sunteți minoritari, zice înapoi. Machedon și sârb. Da, da, da. Minoritar. Singur român era Balint. Balint. Zice, da, Bistrician. Cine ți-a pus ție nume de Gavrilă Pele, Balint? Pele. Cine ți-a pus ție nume de Pele? Păi înapoi, taia că mi-i plăcea de Pele, cum juca Pele. Păi taia că tu n-a văzut că Pele era fotbalist, dădea goluri, era pe tine te mușcă mingea, te lovește mingea în spate. Când alegi prea tare, te lovește în spate, în loc să alegi mai încet, să vină mingea în față. Pele era fotbalist. Cine? Păi jocheta. Rădea, rădeam de, acolo. Da, Balint era armă secretă. Da, crește rog da. Frumos, mai îndreaptă, mai în dreptul microfonului, că ne roagă colegii noștri da, ca da. Să audă la... Armă secretă, să, da, să da. Audă tot ce trebuie de la zice, către... Așa a zis Neapoiul. Când a îmbătrânit, a început să dea goluri și a dat niște goluri foarte importante. Da, din păcate, Gabi a avut neșansa să accenteze tocmai când intrase în cea mai bună perioadă a lui. El a început cu voi preliminarile pentru... Da, da. În 94 a scris o 3 goluri în primele meciuri și cum a venit accidentarea la Burgos și în momentul ăla, la 30 de ani, a fost obligat să-și frâneze, să-și stopeze chiar drumul în fotbal. Bun, ai plecat deci la început de 89, da, la Belgrad, spre Belgrad cu sora și cu mama, nu? Da. Cu Dacia ta. Cu Dacia, da. Cu Dacia. Și când s-a înfiripat gândul de a rămâne acolo? Că am înțeles că te-ai dus la Steaua Roșie, Dragan Djajić era președinte, celebru Dragan Djajić, care niște, da. Ori de surpriză, dar nu te-a recunoscut. A? Păi da. Că semeni cu cineva, dar nu... A auzit de mine când i-am spus cine sunt, de unde vin, cine ca, el a auzit de mine. Dar cum să nu știe cine? Erai deja câștigător de Cupa Campionilor Europene, erai sârb, e cum să nu știe? Vorbeam în sârbește și... Am bătut, l-am așteptat să vină la birou și când a venit, am văzut la ușa, unde mergeți, mergeți la domnul director, el era directorul. Directorul clubului. Da, da. Cine sunteți? M-a, acolo la poartă mi-au luat da. Toate și m-am dus sus să vorbesc cu el. Jos la Maracana erau birourile. Da, în birou, în stadion, da. Ce, cum, de unde, ce? Păi eu sunt așa și așa, uitați că eu am venit cu mama, cu soarele, nu știu ce. Zice, păi știu eu, păi tu joci la Steaua, păi tu joci la echipa națională, nu? La României, da, da, da. Păi și ce, cum, nu mai cum, nu știa. Zice, stai puțin, s-a ridicat și s-a dus afară, a mai venit doi. Da, erau și surprinși. Zice, uite, avem o problemă aici cu... Am în două țări socialiste. Ce, cum? Și... Și i-am explicat ce, unde sunt, ce fac, unde tot fel. Și mi-a spus, dacă m-a întrebat dacă noi în România suntem profesioniști sau amatori, i-am spus că noi în România nu avem contracte profesioniste pe 3-4 ani, 5-2 ani, suntem, a, zice, da, zice, aici ai noroc, ai noroc că nu sunteți profesioniști și dacă erați profesioniști trebuia să faci pauză până să terminai contractul. Și așa ai fost mai un an suspendat. Așa a fost 10 luni, da, a fost. Și mi-au spus, bun, hai, bine, unde ești? Am fost în un sat, stăteam cu mama și cu sora mea acolo. Și unde aveați rude. Da, unde aveam rude. Ai stat la rude. Acolo, când ne-am predat la poliție, a venit poliția și stăteam fața casei seara să ne păzească, că acolo era granița și treceau din România mulți români. Da, era români, veneau, mic ăla trafic care da, se da. Făcea, da. Și ne-au trimis mai departe. Unde aveți rude mai departe de aici? Zic, avem la Niș. În sudul Serbiei, da, era departe, da. E, zice, hai, faceți și mergeți acolo că stăm. E mai bine să mai protejați. Mai aici, parcă nu știu. Și da, am stat acolo și la Niș, la niște rude și păi mi-au spus să vin, când să vin. Am înțeles că au făcut pentru tine, pentru a te menține într-o anumită condiție da, fizică veneam, și au făcut o grămadă de meciuri amicale în sărbători. Da, 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 mergeam prin Serbia cu echipa a doua. Cu echipa a doua, ca să, prin să ai jocuri totuși în picioare, să nu la meciuri, faci o pauză de un an de zile.
Da, și am venit și stăteam. După aceea ne-au ținut. Și am înțeles că fiecare meci se încheia cu o sărbătoare la cort. Da. Cu porcel, cu miel, cu suică. Așa se numește la ei suică sau rachiu? Cum ei cum numesc? Rachiu. Rachia. Da, era cu petreceri, cu muzică, cu lăutari. Și apropo de lăutari, am înțeles că erai copil, ai început să cânți la acordeon. Am fost în satul meu, mergeam la profesorul de acordeon și când. Dar după aceea m-am dus la un țigan, că păi ei erau cei mai... Cel mai țiganul... Meseria și la mărunt. Mine și zice, mă, nu te mai uita la... Încearcă la să... clape. Păi nu pot, că nu... Și că nu ți le ia nimeni de acolo. Zice, auzi, tu fii atent, cu trei degete, doar trebuie să... ca un fel de bas, pam, 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 și el... și eu, el făcea armoniile și tu, da. Și eu, pam, pam. Și mă uitam la el cum nici nu se uita și mergea... Da, era simțul, da. Cum dracu, frate... Zice, lasă-mă, lasă-mă. El era Iosefini, al acordeonului. Bun la fotbal. Da, și probabil ai văzut că nu merge și te-ai lăsat, a? Mi-am lăsat. Dar îți plăcea? Păi îmi plăcea că aveam... Cântam, în satul meu erau vreo 4-5 acordeoniști. Și te-ai fi băgat să fii între ei acolo. Da. Bun, după un an ăla de suspendare... Da, după un an am început să, ai început să joci normal la Steaua Roșie, o echipă extraordinară. Tot când am primul meci, când am fost în primul meci, am jucat cu Sarajevo, ceva cu Željeznica, nu, Sarajevo, și au anunțat la microfon acolo, au anunțat că primul meci al lui Belodedic, nu știu ce, să-i urăm bun venit, nu știu ce, și tot stadionul, mile maestre. Și stăteam acolo, stăteam în rând. Și zice unul, vezi mile ăla care coboară jos, ăla vine spre tine, și era unul îmbrăcat în costumul sărbesc din da, ala, popular, da. Și cu proțapul, cu purcelul și cu o sticlă de țuică în mână și cu purcelul. Era cadou tradițional. Cobora, a intrat în teren, zice, vezi că ăsta vine la tine să-ți dea purcelul și bine ai venit să-ți dea. E tradiția, da. Și a venit la mine, mi-a dat aia, purcelul mi-a dat ăștia, toți au început să aplaude, tot stadionul, bine, mai ne-am pupat de trei ori, că se pupă sărbii, se pupă de trei ori. Aia, uite, nu știam asta, da. Bun, de trei ori. Și m-am dus la bancă de rezervă, le-am dat purcelul și ăla a fost primul meu. Aveți grijă de purcel, că... După meci l-am mâncat acolo cu... Cu toții, da. Primul meci, primul... Dar tu știai tradițiile astea, nu te-au surprins, a? Păi știam că sunt... asta îmbrăcămintea portul lor da, și chestia asta cu cadourile care se dau noului venit. Nu știam că o să primesc purcel pe dracu, nu știam că da. Vine cu purcelul la mine. Da, te-ai orientat, ai înțeles repede că... Cu țuică, da, da, asta și nu puteai, nici nu puteai să refuzi, că, păi nu, că era o jignire. A venit la mine în fața mea și mi-a dat și se uita și hai, du-te și el. El a fost începutul. Cam... stadionul Stelei Roșii se numește Maracanã pentru că are o capacitate foarte mare. Cam câți oameni veneau, mai ales la derbiurile cu Partizan, care au fost și rămân cele mai încinse. Nu mai se numește Maracanã. După aceea i-au pus nume de Raico Mitić. Ah, da, numele celebrul Raico Mitić, da. Fotbalist Raico Mitić. Da. Și antrenor mare. Și... Nu, dar eram popular, îi spunea Maracanã, nu era oficial. Da. Păi avea vreo 60-70 de mii de suport, da. Războaie curate. Da, război, după aceea... Steaua Roșie cu Partizan. Da, cu Partizan, Steaua Roșie cu Hajduk Split, cu Dinamo Zagreb, cu... Hai de cap. Da. Am fugit de pe teren la Dinamo, în Croația, când a început puțin războiul pe acolo. Începuseră și problemele etnice și... Ne-au spus să nu ieșim din hotel, să stăm în hotel, că să nu ne plimbăm, nu știu ce. Ne-am dus la meci, la încălzire și la un moment dat s-a dărâmat gardul. Huiduiau, aruncat cu tot felul de... Ne-am dus spre centru să ne încălzim. Un gard de la peluză a căzut și presiunea la... Și antrenorul fugit repede în vestiar. Vestiarele erau în partea cealaltă. Dacă erau, trebuia să treci pe lângă. Și am fugit și acolo s-a terminat. Am stat... Nu s-a mai încheiat meciul ăla pe teren. Nu s-a mai jucat. Am stat 2 ore acolo, poliția, armata, ne-au luat cu o mașină de blindată, ne-au dus la aeroport și... Dar voi în echipă aveți, nu? Prietenul tău și coleg de cameră, Robert Prosinețchi, era croat. În cameră. Pancev era macedonean, nu?
iată-l în dreapta, jos, pe Pancevo. Da, aveam... Erau... Macedonian era Ilia Naidovski cu Pancev. Doi ăsta, macedoni. Savicevic era din Montenegru. Da, Savicevic este aici, da. Mare jucător. Șaban Arjović era Bosnia-Herțegovina, dacă, din Bosnia, din Sarajevo. Deci era o selecționată a Iugoslaviei. Așa mai, da. Într-un fel cum a fost și Steaua, selecționată a României, pentru că făcusem o socoteală la Steaua în 96, prea puțin bucureșteni, deși era să numea Steaua București, Lucică Bălan, care s-a născut în București, dar se afirmase, se formase la Baia Mare, și Iordănescu, care a apucat să intre, da, în finală. Ei, da, ei au reprezentat București. Restul, olteni, din Bistrița Năsăud, din Mureș, din Caraș-Severin, Galații, Tudorelești cu Majaru. Da, 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 da. Nu. Oltenii predominau, 3-4. Deci și Steaua a fost o selecționată națională atunci, în 86, cum era și Steaua Roșie Belgrad. Da. De fapt, era modul acelor țări din lagărul socialist de a ține piept selecționatelor care erau... Noroc că atunci era o limită de 3 jucători străini, așa a fost și pentru Barcelona în 86 și pentru, da, asta Olympic Barsei în 91, când a jucat voi la Bari finala. Aici nu era străinii, nu. N-aveam străini. Nu, nu, voi nu străini. Aveați numai din, da, din zona geografică a țării, da, respective. Da, da, da. Străini. Iată cele două stele apropiate de sufletul tău. Mama lui Prosinecki era sârboaică. Tata croat. Era jumate-jumate. Da. Da. Și... Mi-aduc aminte că la noi a fost o mare discuție când a fost vorba de transferarea lui Hagi la Real Madrid și al lui Prosinecki. Pentru noi era o sumă, 4.200.000 de dolari, da, da, dar imediat a apărut oferta pentru Prosinecki, care era de aproape 3 ori mai mare. Și spuneai, păi, pe acolo, au, știți cum, eu cred, ne explica cineva. 5-6 milioane era. Da. Nu, pe el s-au dat mai mult de 10 milioane, nu l-au luat imediat atunci, în 90 l-au mai lăsat. După final a plecat la Real Madrid el, dar ne-a explicat cineva, dom'le, sârbii au un culoar făcut în Europa. Da, începând de la Djajic până la toți ceilalți care au făcut... După 27 de ani, după 27 de ani puteau să... Permiteau să joace afară, da. Dacă aveau oferte... Oferte puteau să meargă după 27, 28, plecau. Da. Și toți confirmaseră, școala iugoslavă, deduse fotbaliști buni pe la toate echipele, numai în Franța, unde erau cei mai mulți, păi, dar și în alte echipe. Am jucat împotriva lui Safet Sușici în Franța, jucat, da, la Paris Saint-Germain. Deja... Am jucat un meci amical cu Steaua București, Halin Hodžić, Sușici, jucau la Paris Saint-Germain și m-am dus, am cerut și un autograf, că îi admirai. Sușici. Da, îl era mare, așa. Sușici. Da, mergeau, da. Și da, apropo, unii s-au stat în jurul, ar fi bine ca Hagi să confirme, pentru că el este un deschizor de pârtie pentru alți fotbaliști români. Adică voi abia de acum începe să instaurați o tradiție a confirmărilor în echipe din Occident. E limpede că libertatea care au avut-o sârbii întotdeauna și oamenii se ducă să muncească în Occident, da, da, și fotbaliștii după o anumită vârstă și o anumită experiență să poată evolua la echipe asta de prim plan. Asta trebuia să facă și la noi, dacă făceau și la, da, noi încet. Da, din păcate la noi a fost extrem de strânsă. Nu știam, eu dacă știam că vine revoluția după un an, nu, și se schimbă, nu plecam. Păi de unde să plec? Jucam la echipa națională, jucam la Steaua, ce, de, că, da, stăteam și când mergeam în străinătate ne vedeam ca niște, uite ce mașină, ăsta e Mercedes, uite Ford, uite, și stăteam acolo ca, ne uitam. Ca... Spectator, da, da, la un film, uitați, da, ca la un film. Apropo de șederea ta la Belgrad, mi-aduc aminte că imediat după 90, Cornel Dinu, ministru secretar de stat, m-a luat și pe mine cu un operator, cu Dorule Pădatu, să venim la Belgrad la tine ca să te convinge să te întorci în țară. A mers cu noi Florin Iacob de la Timișoara. În ultima clipă eu și cu Doru n-am primit acceptul să ieșim din România, deci nici s-a scăzut, dar Cornel a venit cu Florin Iacob la tine. Da, Cornel a venit. Și domnul Drăgușin a fost înainte. Și Drăgușin. Toți au încercat să te aducă înapoi cât mai repede. Dar am înțeles că nu atât tu n-ai vrut, sau clubul, cât autoritățile. Eu m-am dus la club și am întrebat, uitați, m-au chemat. Nu, dar autoritățile statului. Au vorbit cu autoritățile statului. Nu erau convinse că în România lucrurile merg pe un alt făgaș și că nu vei avea repercursiuni. M-au chemat la Steaua Roșie și mi-au zis, măi, nu avem garanție, nu știm, trebuie să garanteze. Tu aveai o condamnare de 10 ani, nu?
eu eram condamnat, așa spuneau, că eram condamnat aici, eram dezertor, că eram... Ce grad aveai când ai plecat? Locotenent. Locotenent. Eram dezertor. Cum spunea cineva, două stele pe umeri, două stele în suflet. Da, aveam două stele mici, locotenent. Da, și două stele în suflet. Da, steaua... Steaua roșie. Da, e ceva așa un... Da, e simbolic, nu forțăm lucrurile, dar... Și n-au vrut să mă lase să plec la campionatul mondial din Italia. Au zis, nu știm, nu, nu avem garanții și dacă te duci acum, te duci în avion și te duci în loc să mergi acolo, nu avem garanții și... Nu te mai întorci, da. Da, domnul mister, când Dinu, când a venit, a venit cu hârtie, cu toștul, nu știu, au văzut treaba. Da, erau perioada aia încă tulbure, nu erau lucrurile așezate și exista această incertitudine, această spaimă că să și vede la televizor tot ce s-a întâmplat în România. Și atunci e clar să aibă rețineri să nu fie de acord să te lase să vii. Erai un jucător important al lor, erau și ei în drumul spre cucerirea. În 91 au cucerit ei pe 29 mai la Bari trofeul. Da, și după aceea, al doilea an, am ajuns în semifinale. Campionatului, Cupa Campionilor, în semifinale. Dar nu jucam în Belgia, jucam în altă țară, că ne-au suspendat. Că erau războiul și da, nu știu ce, și jucam în Bulgaria, în Ungaria am jucat meciuri și da, ne-au scos ăștia italienii de la Mancini, Viali, Sampdoria. Și echipă mare avea Sampdoria atunci. Sampdoria, da. Cu care s-a confruntat puțin înainte și Dinamo a avut probleme, echipă mare. Belo, iată avem pe ecran acum 11-le de bază, să spunem așa, de la Steaua București în stânga și Steaua Roșie Belgrad în dreapta. Nu te pun să alegi, pentru că nu-i fire să alegi. Te-ai simțit bine și într-o parte și în alta, ai fost iubit, ai fost apreciat, ai fost valorizat așa cum meritai. Dar dacă ar fi să faci așa o selecționată din jucătorii dintr-o parte și în alta, să faci un dream team din ăla invincibil, e o joacă la care te provoc. Portar, pe cine alege? Între Duc Adam și Stoianovici. Duc Adam. Stoianovici. Vezi, Răzvane, ți-am zis. Duc era mai... Că mă aștept. Acum, la 11 metri era extraordinar. Acum el ca am înțeles că Emerichene a spus că a apărat în viața lui peste 49 metri. Deci la antrenamente făceau pariuri cu el, le lua la bani de... Era extraordinar de... Și că i-a dat un mare curaj lui, că un prim 11 metri l-a apărat, l-a apărat lui Mircea Lucescu. Și de atunci el a început să fie ascendent pe priceperea, să-i spunem așa, măestrie, l-a apărat 11 metri. Bun, mergem acum la fundașul dreapta. Avem Ioban cu Saba Nadovici. Nu, deci Ioan e fundaș dreapta, noi la Steaua Roșie pe fundaș dreapta aveam Radinovici, montenegrean, Radinovici, Ioan, da, Ioan e mai... N-a jucat în finală. Sunt același stil, și Ioan și cu Radinovici. Bun. Și veniți Radin... în fundaș central. Că... Sabanadovici era Tudorel Stoica, în față. Aha, și cu Iugovici, erau în fața, în fața în mea. Fața, în fața fundașului, da. Fundaș stânga Marovici, Naidovski era Bumbescu. Da, juca în centru. Bumbescu cu Naidovski. Ba, amândoi. Bumbescu era mai înalt. Mai înalt. Juca mult mai bine cu capul. Naidovski era mai... Mai pe forță. Mai pe forță și mai iute. Material. Material, da. Băga material. Bun, și Bumbescu. Acum, Bumbescu era mai... La mingile pe sus era aeriene. Extraordinar. Păi și meciul ăla care l-a făcut la Craiova cu Liț. Extraordinar. Care avea 17 ani, 18 ani și a jucat când super. Când îl prindea pe unul mai lua cu tot. Mai micuț și cu frâne, atunci avea probleme. Atunci da, trebuia să-l... Dar la duelurile 1-1 da. Era greu de depășit. Da. La mijlocaș? Păi Iugovici cu Șabanar. Iugovici a fost un jucător foarte bun, ca și Tudorel Stoica. Iugovici puternic, recuperator și știa să joace și cu pase și din în prima. Față, din prima, foarte bun, micuț și puternic. Și Tudorel, era un... O rezistență extraordinară, recuperator și excelent. Recuperator și omul care, alunecări și... Care repara tot interzic. Ceea ce greșeau alții. Fără să zică nimic, Tudorel era furnica acolo da. Care... Acolo, pe fund, la fel. Era și noi, poate când a venit și Beloni,
Tudorel Stoica și cu Bălni, păi nu mai trecea forță, nimeni. Forță, determinare. Și știau să joace mingea, fotbal, știau. Prietenul tău, Balint? Acum în mijlocul terenului, bine, Savicevic era Hagi. Da. Lăsați-l să facă ce vrea, nu-l interesează apărarea, dați mingea și pregătiți-vă rezolvă pentru el, apărare. Da. Și pleca și rezolva ca și Hagi. Exact ca și Hagi, stângaci. Da, păi de-aia am spus că sunt multe trăsături de comportament fotbalistic, așa să spunem, în oglindă. Da, 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 exact mare așa. Parte dintre jucătorii și seamănă cu Majarul Blade. Toate mingile treceau pe la el, el era de altă da. Dirijor. Dirijor, da. Pancev, un fel de pițurcă. Mihailović era stânga acolo. Super fotbalist, Steaua București n-avea unul... Mihailo, atât de vertical, incredibil, da. Incredibil ce viteză da. Avea și un stângaci. Carieră excepțională, apoi și ca antrenor, păcat. Avea lovituri libere. Dacă era lovitură liberă, deja ne pupam înainte. Zic, hai să ne da. Pupăm. Extraordinar. Alerga, doctor în lovituri libere. Da. Pancev, ziceam, un fel de pițurcă. Da, un Pancev, un fel de pițurcă, da. Și acolo și între Bini și Lăcătuș și avantaj mare Lăcătuș. Sunt la fel. La viteză sunt la fel. Pe fugă, pe drept, ritm, drept, la fel, verticalizare, da. Amândoi. Mai bine, era puțin mai înalt, dar alerga, deci, la 100 de metri, când ne bătea pe toți, când avea o alergare de... Fuleu. Fuleu extraordinar, rapid, foarte rapid. Mă gândesc că aceste asemănări între structura tehnică a jucătorilor te-au ajutat să-ți găsești repede locul la Steaua Roșie, pentru că într-o parcă aici ai schimbat echipa. Găseai multe căi de comunicare, de acomodare. Da, cu libero, libero, nu știu, eu când am ajuns acolo... Ei jucau cu libero, când te-ai dus tu? Jucau unul așa, unul mai înalt, mai len, mai înalt, mai... Da, mai greoi. Mai greoi, mai... Eu eram mai fășneț, mai tehnic, mai... Și pe erai el, mai iute, da, erai tu, aveai... Pe el l-am schimbat. Agilitățile tale, da. Și pe mâna ai mai ieșit în echipă. Nu, acela, aveam foarte mulți jucători cu aceeași caracteristici ca și păi la Steaua. Păi da, am spus, că într-un fel se regăsesc... La Steaua erau mai jucători mai în vârstă, mai cu... Mai experimentați. Experimentați, da. Uh-huh. Mai experimentați. Aștia erau mai tehnici. Mai tineri, da. Mai tehnici. Mai... Atunci erau la început de drum. Oricum, perioadă frumoasă și la o echipă și la alta, performanțe excepționale, pentru că da, performanțe ești singurul român care a cucerit și primul din Europa, al treilea în lume care a cucerit cu două cluburi diferite, da, din Europa, trofeul cel mai important. Două echipe, cu două țări diferite, da, și cu două cluburi diferite în țări diferite, da. Da, asta chiar mă gândeam când s-a terminat meciul și mă gândeam, batem 11 metri, zic, Doamne, incredibil, am ajuns iar la 11 metri, zic, poate ce dracu o să se întâmple, trebuia să bat și eu. Mă uitam la echipa pe care a avut atunci Olympique Marseille, sub mâna celebrului Bernard Tapie, care a ajuns să fie și prim-ministru, da, un da, om da. Foarte ambițios și foarte bun și cu probleme, foarte potent, alcătuise o echipă excepțională atunci la Olympique Marseille. Au câștigat și ei, da, până la urmă. Milan. Au câștigat, da, cu Milan, Cupa Campionilor Europene. Aveau aproape toată naționala Franței și aveau acea facilitate cu trei jucători străini și aveau pe brazilianul Moser în centrul apărării, pe Chris Waddle, din naționala Angliei și pe Abedi Pele, unul dintre cei patru frați Aiu, celebri frați din Ghana. Abedi Pele a fost de patru ori cel mai bun fotbalist din Africa. Abedi Pele sau... Da, Abedi Pele. Nu era atacantul... Și Jean-Pierre Papin era omul lor din naționala Franței. Nu. Era Waddle. Waddle cu el, cu Abedi Pele și cu Papin. Ăștia erau în față. Asta a fost echipa care a jucat în finala. Și pregătită de belgianul Raymond Goethals. Nu era un englez? Nu. Încă un englez? Încă un englez? Nu atât. Nu aveau voie decât trei. Da, da, trei străini aveau. Trei străini. Iar ei aveau pe portarul Olmeta, Manuel Amoros, celebru fundaș dreapta, da. Dimeco, Basile Boli, mare jucător, Cassoni, Fournier, Germain, Jean-Pierre Papin. Adică o super selecționată.
Ați avut și voi de întâlnit, păi, de înfruntat, da, o echipă extrem de importantă, extrem de grea. Au atacat, ne-am pus acolo, ne-am apărat, nu au demonstrat ăștia, Savitevi, Prăzinem, nu au ajuns să defilat, nu, ne-am apărat, ne-am apărat și... 0-0, 0-0 și după 120 minute și apoi 11 metri și tu ai bătut al treilea sau al patrulea? Al patrulea am bătut, al patrulea. Bătuse de la ei Pape, vârful de atac, transformase și apoi ți-a venit rândul tău. De la ei a ratat Manuel Amoros. Amoros, el a ratat. Era Pancev ultima dată Darko Pancev. Și noi stăteam acolo și Boli, ăsta. Bazil nu, Boli. Nu Boli, celălalt, brunetul, fundașul central, mare, puternic. Ăsta, păi Mozer, Mozer era tot de culoare. Mozer. Brazilianul, da. A venit la noi, la banca de unde stăteam noi, în fața băncii de rezervă, a venit la noi și congratulations. A, deja vă felicită. Deja, încă nu se bătut, n-a bătut Pancev, dar Pancev. A, dar știa că... Și știa, de unde nu știu, și el, congratulations, și noi uităm, lasă, mersi, ce zice, bă, stai mă, să bată și... Să mă așteptăm puțin. Stai să așteptăm. Să ne grăbim, da. Și pe banca de rezervă, știți cine era? Beckenbauer. La ei? Am dat mâna cu el, la cu Mr. Beckenbauer, da? Era la ei, pe bancă de rezervă. Apropo, era director tehnic. Ai spus din țară, modelul tău Sameș. Beckenbauer a fost modelul tău din lumea mare a fotbalului? Păi nu știu, acum nu știu. Te-ai inspirat în vreun fel? Păi așa spuneau că Becker cu mingea, era cu mingea. La cap nu era ieșirii, chiar așa, că l-am urmărit. Dar ieșea bine din apărare, da, șuta și cu stângul și cu dreptul, angaja vârfurile. Era mai puternic. O eleganță la fel ca și a ta, da, era cu... în joc, adică aveți multe statura. Da, și era pe bancă de rezervă la ei. Și nu era un om foarte puternic, Bernard Tapie atunci. Mă duc să-l salut, mister, și i-am dat mâna, congratulations, very good, very good, mister. O bucurie, sigur că era. Am dat mâna cu Becker. Era deja nume mare. Da, păi cum să nu. Da, amintiri frumoase. Deci dacă am putea astăzi facem o selecționată din cele două stele, Steaua Roșie și Steaua București, am fi și noi competitivi pe plan internațional, unde culoarul s-a îngustat de mult, pentru că numai cei cu bani foarte mulți, cu toate aceste facilități care sunt pentru ei, ne fac să avem greu. Da, aici Șabanarović era în mijloc, în fața noastră, aici Najdovski și el în fața, aici jucam unul Marović, stângaci, fundaș. Așezare, stângă, uite la acolo pe Marović, trecut în dreapta. Marović în stânga, da. Da, în dinamica jocului lucrurile nu se văd chiar așa, dar aici era pentru grafică. Toate aceste imagini sunt luate dintr-un număr omagial al regretatei Gazeta Sporturilor, când tu ai făcut 50 de ani. Ți-au dedicat atunci vreo 6 sau 8 pagini din care noi am extras mai multe fotografii și le mulțumim și suntem recunoscători și peste timp și încoate regretăm că dacă ar fi trăit astăzi, Gazeta Sportului ar fi avut un secol de existență. Ceea ce era un blazon de mândrie pentru presa românească. Din păcate, spre finalul anului trecut s-a oprit și ultimul cotidian sportiv din România. Că avea un rol deosebit și presa sportivă. Bun, după această perioadă a celor două stele de lângă suflet, a urmat perioada spaniolă. Da, Valencia. De la... N-ai avut și alte oferte? Cum de ai ajuns la Valencia? Am avut ofertă și au venit la Belgrad, am vorbit cu ei la masă, stăteam la masă. În 1992, da. 92, da. Da. M-au chemat la club și... Unde eram? La club. Lângă stadion aveam un restaurant unde mâncam acolo. Ei, m-au chemat și m-am venit la club. Și m-am dus la restaurantul ăla. Era Dragan Jajić cu încă unul acolo. Încă unul. Și cine era? Ăștia din Italia. Sampdoria. De la Sampdoria. Jucase cu ei și te știa. Da, Sampdoria. A venit să vorbească cu ei ca să mă duc la Sampdoria. Și m-au chemat și pe mine acolo. Am stat cu italienii pe acolo, da, dacă vreau, dacă nu, eu ce să spun, normal vreau, ce puteam să spun eu, bine, hai că vedem, uite, da. Nu știu, am vorbit cu ei, bine, hai să vedem, o să vorbim, o să facem, și până la urmă, nimic.
Nu, sau nu s-a legat, cum se spune. Pe dragă, director, ce ceva? Păi nu știu că avem o problemă, că nu știu ce, nu știu ce aveau ei. A, nu s-au înțeles clubul nu între s-au ele. Înțeles, poate la bani, poate nu știu ce drag. Și n-am mai plecat în Sampdoria și aveam o ofertă, după aceea aveam o ofertă din Belgia, asta Anderlecht cu Valencia. Anderlecht cu Valencia. A venit și Anderlecht să vorbim și unde vrei, cum, ce. Ca. Și nu știu, am ales Valencia, zic, Valencia, Spania, cald, frumos. Da, erau mai mulți bani sau? Da, puțin. Nu trebuie să spun adevărul. Păi, mai mulți bani și unii și alții, la fel. Erau cam la fel? Cam la fel, nu. Și am ales Valencia. 2 ani la Valencia, 49 de jocuri, după care a urmat VVV. De la Valencia, alți 2 ani la Valladolid și pe urmă la Villarreal, la fel. La Villarreal, da. Veniseră ăsta tot timpul, veneau mexicanii să au în Spania, la Valencia, să vorbească cu mine, să mă duc în Mexic. Să mă a, de atunci, din timpul Valencia, ai fost tatonat de mexicani. Hai, uite, hai. Și n-a vrut, zic, unde dracu să mă duc în Mexic? Departe, da. Departe și mai stau puțin și... M-am dus la Valladolid, după aia m-am dus la Villarreal. Și tot după tine. Tot veneau. Și... De la aceeași echipă, de la Atlante aia? De la... Nu, avea și... Au venit și de la... Cum se cheamă? America de Mexic. America. Era Atlante, America și... Da, echipelor de prim plan. America, Atlante. Și aveam și eu 34 de ani, zic, 4 de ani. Hai că... Aș vrea să mai facem un recurs la memorie, pentru că mi s-a părut foarte frumos și un gest extraordinar de frumos al celor de la Steaua Roșie în momentul în care te-ai despărțit de ei. Președintele clubului a spus că dacă am fi avut bani, nu i-am fi dat drumul că om și jucător precum Berodedici nu o să mai fie în Serbia. Mi-au spus să rămân acolo la ei, să termin cariera la ei, după aceea să încep să antrenez, să fiu acolo la antrenor sau ce vreau, mi-au spus, mi-a spus. Și mama deja plecase, mama s-a întors în Mama ta a stat cu tine, Ania, care a stat la Belgrad. S-a întors în România, sora mea și ea a mai stat puțin, s-a întors și ea și eu zic, ce dracu... Da, ei mi-au spus să rămână. Eu au scos o carte, acesta e elementul foarte frumos, de peste 100 de pagini. Titlul este extraordinar, da, inegalabil, da. O ai pe acasă? Da, da. Poate nu-i adus, o vedem și noi, pentru că am înțeles că coperta este extrem de frumoasă. Tu un halat de doctor și cu ecuson, doctor M. Belodedici. Era forma lor de a te aprecia. Da, mi-a făcut și eu o carte acolo. Da. Și am înțeles că erau acolo gânduri pentru tine, interviuri începând de la bucătăreasă, cizmar, toți care lucrau oameni în club până la președinte și toți cu echipierii tăi. Da, și firesc, toate erau numai gânduri frumoase, pentru că mulți. Pe unde ai fost, ai lăsat, cum se spune, loc de bună ziua și amintiri care, iată că nu dispare, unul dintre marele bucurii ale vieții. De-aia am și spus la început să știi că nu-ți vorbe mari. Da, ești iubit, ești apreciat, ești prețuit pentru felul tău de a fi. Da, mai ales acolo sunt incredibil ce... Că mă priveau... Da, știți cum mă priveau, că am venit din România, am fugit, da, că nu știu ce. Mi se părea că gestul ăla merită și mai și mai prețuit decât... Da. Haideți să vorbim puțin, pentru că este perioada asta de la Atlante, 96-98, ai jucat 65 de meci, ai dat și 3 goluri, astea sunt cifrele, dar noi știm mai puțin. Cum era fotbalul în Mexic? Am înțeles că ai locuit lângă cel mai lung bulevard din lume, de peste 40 de kilometri, în capitala statului Mexic. Că erau niște cantonamente unde vă duceau într-un fel de zonă așa aridă, rigidă, un fel de junglă, unde nu s-au ajungea decât prin aer, cu elicopterul, și acolo erați numai voi. Da, mai mergeam. Bun, da. Păi, Insurgenții se chema bulevardul Insurgenții. Eram într-o stradă mai acolo. Era un bulevard imens. Și că peste 40 de kilometri. Și stăteam într-o... Cel mai lung din lume. Da, cel mai lung bulevard din lume. Da. Prin oraș care trece. Da, tăia orașul, da. Tăia orașul, da. Și ce să vă spun, am ajuns în Mexic... Am simțit că nu pot să respir bine, că Mexicul e la 1200-1300 de... Deci aerul a refiat, dincolo de căldură, și aerul a refiat.
Și am ajuns acolo și m-am dus la club, acolo m-au prezentat, mi-a zis antrenorul, uite, Belodedici, Mehia, cum era și antrenorul echipei naționale a fost. Zice, uite că ai venit, dar fii atent că o să ai probleme cu respirația, că suntem, trebuie să te obișnuiești, că da. O să-ți trebuiască o lună așa, dar trebuie să... Oxigenarea, sigur, că toate sunt acolo. Și mi-a fost greu, că alergam și trebuia să mă opresc, să trag aer, să țin aer, să... Erai în afară, aceeași perioadă cu Ilie? Tot în aceeași perioadă? Ilie a, fost a venit după un an. A, deci tu ai avut primul an și cum a venit el. A venit el după aceea, da. Și... ce să vă spun, era greu, nu era ușor. M-am dus în pregătire la Cap, nu știu, lângă Acapulco, undeva. Mai departe de Acapulco, într-o zonă de asta retrasă. La mare, acolo, mai spre mare. Numai voi erați. Și la un meci, la un meci Toluca, Paciuca, alea erau și mai înalte, la unde se juca fotbal. La altă altitudine, da. Și mai rău era. Și, într-un meci mi s-a pus negru în fața ochilor. Bine, și s-a făcut un noroc negru, deci jucam acolo. În timpul jocului? În timpul jocului, da. Pam, pam, pam. Am făcut un sprint, m-am frânat, m-am dus și știți cum? Pac, 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 pac. Negru. M-am oprit și am început să respir. Dar nu vedeam nimic. Norocul că nu era mingea în perimetrul ăla. M-am oprit și respiram. Și am stat, am respirat. Și la un moment mă gândesc la căldura, parcă mă transpun și eu. Nu era căldura așa de... Nu, aerul era, deci... Era, și mi s-a ridicat și capul meu și... Lui Ilie îi curgea sânge din nas când a venit. Ilie era greu, nu vai de capul lui, era până s-a obișnuit, până... Zic, Ilie, vezi că-ți curge iar în curge sânge, băga mea și înjura. Da, era da, acolo, o sensibilitate care n-aveai cum să o controlezi. Și era greu, mi-au zis, dacă treci 2-3 luni pe aici, dacă treci de astea și să te acomodezi, să te călești, organismul să adapteze. Da. Ce coechipiere ai avut acolo, nume mai importante? Erau? Păi nu. Erau unii, nu știu cum îi chema, era unul... Am jucat împotriva lui Sanchez. Hugo Sanchez împotriva care a făcut epocă la Real Madrid, de la Madrid, da. A venit, s-a întors acasă și am jucat împotriva lui. După aceea a venit Spanioli, a venit și Michel cu Butragueño la final de carieră. Da, și au venit la final de carieră, dar erau mexicanii veneau când erau în vână, da, spaniolii când erau spre apusul erau carierei. Dar erau săracii, nu aveau nicio treabă, deci nu mai puteau să facă nimic. Dar echipa cum era? Era echipa de fruntea clasamentului, de mijloc? Da, acolo, de mai spre fruntea clasamentul. Mm-hmm. Am terminat pe locul 4, am terminat pe locul al doilea an, pe locul 5, 3, 4, 5, și 3, erau contracte 4. Bune? Plăteau da, bine? Da, plăteau bine. Și plăteau la timp, adică nu erau plăteau, probleme nu, ca în alte seri. Nu erau probleme cu banii. Nu am avut probleme cu banii, au fost foarte... Nu știu cât contractul vreo 400 și 400 noi de dolari sau așa atât ceva. Atât de curioși de cifre, dar... An. 4. Comparativ cu alte cluburi, alte zone. Da. Ai rezistat 2 ani. Am rezistat 2 ani, da. Nu mai puteai să mai rămâi. Păi puteam să mai rămân, dar... Fizic, nu te simțeai confortabil, nu am te simțeai... Am primit oferta, zic, de la Steaua București, zic, mai stau un an, hai să mai joc vârsta un an, eu tot timpul încă un an și gata, și da. Hai să mai joc, mai am la echipa aia națională, hai să mai joc, lasă-mă. Și am mai... Încă, cum mai ziceai, ai jucat de fotbal, ziceam. Din 96 până în 98, încă 65 de meciuri. A vrut să mă iau echipa din Statele Unite, știți că și acolo au început să joace americanii fotbal și au venit să vorbească cu mine, zic, nu mai unde să da, mă duc. Acolo iar... era mai mult de demonstrație, da, de câștigarea publicului. Și nu, am vrut să... Cred că te știau din timpul campionatului mondial. Da. Și de-aia au vrut să te aducă acolo. Deci, în 1998, o luai într-un fel de la capăt, cu mângii de la Steaua, și ai mai stat 3 ani de zile pe teren, la peste 37 de ani, te-ai retras. Da, 37 de ani și câteva luni. Îi datorez lui Marius Zăgătuș și, în mare măsură, reîntoarce la Steaua. Haideți să vorbim și de echipa națională, Belo, pentru că ai avut rezultate deosebite
și la națională. Spuneam că ai fi putut să participi și la al doilea mondial, ai trei turnee finale în acel deceniu extraordinar, 94, 96 și 2000. 98, de ce n-ai fost la campionatul mondial din Franța? Păi eram în Mexic, nu știu de ce. În Mexic era greu să te vadă, să fii cântărit, să fii... Da, pe Ilie Dumitrescu l-au luat. A. Cu el vorbeau și eram cu el, zic, măi, cine te sună, Gabi? Păi pune mă lui Gabi, că și eu joc fotbal aici. Bine, nu știu, cu el vorbeau și l-au luat, el era în Mexic ca și... Da, da, da. Și în Franța nu m-au convocat. Bine, acum... Dar jucai acolo. Jucam. Dar era greu, asta e riscul când pleci într-o țară din asta atât de depărtată. Jucam la... Și da, bun. Mai și bine, tot mai liber, bine. Ai jucat și acolo, nu? Da, în da, Mexic, tot. Pe același post. Am jucat și în linie, mai și în linie. Și libero și în linie. Și în linie, că după aceea am început să dispară libero. Și da, să fi la... Mi era mult mai ușor să joc în linie decât libero. De ce? Păi libero trebuia să meargă și în stânga și în dreapta și când una lungă mai mare de făcut, așa, dar... când jucam aveai zona ta în și... linie stânga sau dreapta, aveam zona mea și aveam... Îți parcelai... Da, alergam mai puțin. ...propriul teritoriu. Ai în total 55 de goluri și 5 goluri, 55 de meciuri și 5 goluri la echipa națională, începând din 84 până în 2000. 16 ani. Cu pauza aceea datorată Belgradului. Și spuneam trei turnee finale. Și apreciam așa ca o chestie mai aparte, seniorul lotului 94 la campionatul mondial din America, titular în toate meciurile și, apropo, trăsătura ta, titular și integralist. Puțini fotbaliști au jucat, au stat pe teren cât ai stat tu. Păi bun, da, am jucat. Să spunem că, apropo de aceste cifre de palmares care onorează cariera ta, 57 de meciuri în cupele europene. O cifră extraordinar de frumoasă. Numai un gol, dar sunt 57 de meciuri. Și aproape în toate ai fost integralist. Și cu Steaua din București și cu Steaua Roșie din Belgrad. Puțin sunt, puțin păi fotbalist sunt puțin, statistică, dar arată că mă puțin. Mă gândesc că eu când m-am lăsat de fotbal nu mai știam unde sunt, ce să fac, unde... Numai în cantonamente stăteam. Da, era să crease așa o obișnuință. Da, obișnuință, nu mai era pentru mine. Intrase în matricea aia și parcă nu puteai să ieși din ea. Deși n-ai iubit cantonamentele, știu că nu erai un fan al cantonamentelor. Iubit, dar trebuia să le... Să le faci, da. Fac, nu? Da. Și la fel nu-ți plăceau ședințele atâince așa... Lungi, care durau, care... Veneau și de la armată, veneau și din club, venea și tovarășul Ilie Ceaușescu. A, nu mai zic că da, se transformau în ședință de partid, nu mai erau... Mister când la națională... Cât apucat să spună Iene sau antrenor, cine era atunci Iordănescu, puțin și începeau ceilalți să vă prelucreze, să vă pregătească ei, cum spuneau. Da. Să vă umble la moral. Da, trebuia să știm cum să... mâncăm, cât să mâncăm, cum să dormim, cum să ne odihnim, cum să ne refacem, cum să ne... Ai de cap. Și vă spun un lucru acum care, dacă ne-a ajutat enorm de mult, ne-a ajutat domnul Valentin. I-a mai depărtat pe ceilalți politruși după acolo? Sensei. A, Florentin Marinescu. Florentin Marinescu. Da, păi faptul că voi ați avut acea cavalcadă de ani de zile fără accidentări, un lot de 13, deci, maxim 14 jucători care a străiera totul. Ne-a învățat cum să respirăm, ne-a învățat cum să ne încălzim, deci niște lucruri care... Cum să respirați, cum să credeți, cum să... O grămadă de lucruri. Tot ne-a strâns acolo. Cum respirați voi dacă aveți dimineața antrenament fizic? Cum vă pregătiți? Păi și noi, și cum să zice, păi cum, umbesc, păi cum să mă pregătesc? Mă încălzesc și cum respir? Păi respir pe nas și dau pe gură. Zice, păi voi nu știți să respirați, păi nu se respiră așa. Da, erau păi educație, cum se respiră, domn profesor? Ce, care, cum? Măi, nu se respiră. Se respiră în scări, de când vă treziți în scări. Să vedeți cum o să vi se facă ochii așa mari. Treptat. O să vi se creierul oxigeneze, plămânii. Păi cum se... În scări, mă, trebuie să respirați așa. Întrepte. Și noi în jurul lui stăteam cu... Da. Așa. Depinde de câte ori poți să tragi. De două ori, de cinci ori. Și dați afară. Și doze, da, mici, mai multe.
așa se respiră până... Și când faceți fizic, când alergați fizic și vă opriți, iar vă bateți cu adversarul, nu poți să respiri. Acolo intri în ei și... Nu poți să... Așa trebuie să respirați. Da, ciudățenii la care v-au prins extraordinar de bine, păreau ciudățenii. Extraordinar. Păi Florentin și acum vorbește foarte frumos de tine, că ai fost unul dintre cei mai receptivi elevei lui. Și, păi toți trebuia să fim. Unii au fost mai refractari, dar români... Alongația aia care ne facem, nici nu trebuia să ieșim la încălzire ce făceam noi în sală. Stretching. Nu se făcea, nu se făcuse până atunci. Ne întindea pe toți ca praști eram. Când ieșeam afară, elastic. Nici nu mai trebuia să alerg, să... E foarte extraordinar. Da, a dus tot de Valentin Ceaușescu la echipă, un merit extraordinar, colaborarea lui și cu doctorul care l-aveați atunci și cu antrenorii. Da, mi-a spus, cum vă refaceți după atâtea meciuri? Sunteți obosiți, nu? Picioarele, obosiți meciul, cum vă refaceți? Păi cum ne faci? Mergem la sală, îl mergem la bazin și la masaj și... Saună, nu știu ce, da. Zice, măi, dar vouă nu v-a spus nimeni. Păi ce să ne spune domnul profesor? Păi cum să vă refaceți? Cum să vă pregătiți pentru a doua zi, pentru a treia zi să fiți la maxim? Păi mergem, facem masaj. Lasă masaj. Și ne-a spus, uite, după meci, mergeți acasă după meci, stați puțin, dacă vreți să beți ceva, mai mâncați puțin ceva, dacă după meci, liniștiți-vă și îmbrăcați-vă în training frumos. Îmbrăcați-vă în training, ieșiți afară, mergeți într-un parc unde nu vă vede nimeni și faceți o alergare ușoară așa cu o respirație, pe aia faceți un stretching din ăla pe acolo la un gard, întindeți-vă mai o alergare, o ușoară transpirație și veniți acasă, mâncați și sau o să vedeți cum o să dormiți, cum o să vă simțiți vă odihniți de adevărat, a doua zi o să vă recuperați. Și asta făceam la Steaua Roșie, mă vedeau aia, ce faci mă, unde te duci? Păi mă duc, am avut meci tu, tâmpit, lasă-mă. Incredibil, vă spun. Tu ai încercat să continui ceea ce te învățase Florentin și la Steaua Roșie și aia s-a uitat la tine ca la o ciudățenie. La Belgrad, acolo, știam unde stau refugiații ăștia care fug din România. Da. Îi țineau în două locuri. La lagărele, cum se numeau. Lagăre, da. Avala și Iliadu Trandafir, așa se, 1000 de trandafiri și Avala. Avala era sus, undeva într-o pădure, în afară Belgradului. Da, cât mai ferit așa. Și acolo au fost mulți români care fugeau, acolo îi țineau. A venit și verișori, am avut și rude, am avut și din satul meu și mergeam acolo, îl cunoșteam pe directorul. Și te lăsa să vorbești și eu de jos, până acolo, mergeam cu mașina, opream și alergam până acolo. Era pădure, frumos, aer curat și acolo făceam și mergeam cu ei acolo și stăteau când mă vedeau. Belo, ce faci, Belo? Era o fericire și pentru ei, da. Da, stăteam cu ei acolo, unii care plecau în străinătate, da, mai în încurajai, America. Mai... În America, zice, dădeau o masă acolo, făceau o petrecere și mergeam cu ei acolo cu cântece, cu tot felul. Și făceam tot timpul. Deci tu ți-ai urmat programul tău învățat de la Florentin Marinescu și în perioada... Că de dormit nu poți să dormi când ești obosit după meciuri și nu poți să dormi. Te-ai mai întâlnit cu metode în astea în Spania, în Mexic? Nu. Nimeni nu făcea. Nu. Deci el a fost chiar un pionier în lumea asta. El ne-a trimis înainte de meci în sală de forță. Noi abar n-aveam să mergem în sală de forță. Păi ce să căutăm noi? Că în sală de forță mergem miercuri. Facem. Da. Mergeți mă în sală de forță. Păi ce să facem? Înainte de meci. Faceți puțin. Întindeți-vă să vedeți. După aia ieșiți afară și când ieșiți afară nu mai dați din mâini. Deci încălzirea se făcea în sală. Afară când ieșiți. Nu pe teren cum erau obișnuiți. Când ieșiți afară, așa ne spun, când ieșiți afară, nu mai dați din mâini piciorul drept, piciorul stâng, dați acolo sprinturi, frâne, să vedeți cum aveți crampoane, dacă alunecă, dacă nu, să transpirați și după aia intrați în vestiar, vă ștergeți și să vedeți cum o să fiți ca lei. Sunteți noi. Sunteți ca noi. Incredibil. Da. Da. O să vorbim și de America, pentru că e firesc, e unul dintre capitolele cele mai frumoase și ale biografiei tale sportive. Iată aici echipa primului start, nu? Meciul cu Columbia. Da, aveam numărul 4. Eu, asta vreau să vă spun, că eu când am venit la echipa națională, juca înaintea mea, juca
juca de la Craiova, Ștefănescu. Păi a fost o continuitate, să spunem așa, stilului de libero elegant. Eu eram acolo puțin în spatele lui, rezervă, a jucat un meci amical cu nu știu cine, a jucat el și nu știu ce, când i s-a făcut retragerea la Brașov, am jucat, am fost rezervă și când au anunțat că se retrage, s-a oprit meciul, tot stadionul. Da, iarăși un fotbalist foarte respectat, foarte iubit, foarte presiv. Da, și m-am dus în teren și am dezbrăcat cu tricou cu numărul 6 și mi l-a dat mie și de atunci am luat tricou și ai fost stăpânul lui. Am fost stăpânul, l-am schimbat pe Neacostică Ștefănescu, da. Ce îți mai aduce aminte din America Belo după 30 de ani? Iată, în anul ăsta am plinit 30 de ani, dar la cea mai frumoasă performanța noastră. Spune-mi, tu ai fost în stagiul de pregătire Montan de la Bormio, cu, când v-a omorât Iordănescu 12 zile. Ai fost și acolo. N-ai scăpat. Am fost, cum să nu. Că unii au scăpat de calvarul ăla. Nu știu cine a scăpat, dar... Au fost unii care... Și Popescu a venit mai târziu. Cei de la Brescia... Au fost alergările alea. Hagi, Răduceu, nu au venit decât puțin câteva zile și au făcut meciul ăla care l-a făcut cu ei. Apoi da, încă, ne-au prins bine, foarte bine. Încă două săptămâni în America, la fel. Da, tu poate erai, tu cam știi ce condiție, că jucase în, adică nu por mai ajuns să joci în Mexic. În Mexic. Deci asta a fost primul contact cu... Dar să știți că în Mexic n-am prins călduri foarte mari. Ca aici, în California. Am prins doar undeva lângă mare, undeva lângă golf, acolo era mai cald așa, dar în rest n-am prins călduri, că jucam seara mai spes. Da, da. Da, aici din păcate, pentru că trebuiau transmise în Europa, meciurile au fost toate puse la orele prânzului. Aici era ceva... Păi, așa ne uitam, era o căldură și ne uitam cu ochii închiși, așa mai închiși, că era... Păi mi-aduc aminte că Pompi a spus la un moment dat că, în mod paradoxal, cei care au pierdut cel mai mult în greutate au fost cei doi longilini, tu și cu Lupescu. Și el s-a întrebat de unde 7-8 kg. Am pierdut din oase, atâta, de unde ați dat voi atâta? Din dracu, nu știu. Nu e mai corpulenți, boiați. Am pierdut. Dar să știți că ne-a ajutat, dacă nu mergeam în pregătirea aia din Italia, unde am fost și Italia făceam și o pregătire, nu cred că rezistam. Deși atunci mulți au bombănit, au comentat. Am avut vână, puteam să alerg, puteam să vână, am avut. Numai că... Și alea două săptămâni în America, acolo la Newport Beach, înainte, la fel. Am avut și un meci, nu? Amical cu suedezii. Da, aia a fost, multă lume spune că n-ar fi trebuit jucat, dar nu putea nimeni să știe atunci că da, o să ajungi să ajungi pe culoar cu ei în faza aceea înaintată a competiției. Da. Tu știi ce note aveai după meciurile din America? Iată, eu în cartea dedicată acestui mondial am inserat notele pe care le dădea gazeta de la Sport, care a avut o întreagă redacție deplasată acolo, a tratat cel mai serios mondialul din America. România-Columbia, scorul se știe 3-1. Hagi și Custer au avut nota 8, Răduceu 7,5, apoi Belodedici 6,5. Cea mai mică notă, nu peorativ, dar ca și comparație, Ilie Dumitrescu, 5,5. România-Elveția, meciul ăla în condiții totul speciale din balonul ăla de la Detroit, Hagi 6,5, Lupescu 6, Belodedici 5, Ilie Dumitrescu 4,5, Vlădoiu 4. A fost cu minunea cu cartonașul roșu. România-Statele Unite ale Americii, 1-0, Hagi și cu Belodedici, amândoi, cea mai mare notă, nota 7. România-Argentina, cel mai frumos meci al Cupei Mondiale, Ilie Dumitrescu, 2 goluri, 7,5, Hagi și cu Belodedici, nota 7. Avem o fotografie chiar în acel meci în care ești tu cu Diego Simeone. Da. Marele antrenor de la Atletico Madrid acum. Da, tu acolo, pe cine ai primit sarcina? Ai avut om de marcat? Nu, asta s-a întâmplat să vină undeva unde eram da, eu. Păi el tot venea în ofensivă, da. Da, el era mai în ofensivă, da. Simeone a avut nota 6 în acel meci, Belodedici nota 7. Da, asta cu America am avut o accidentare. Cu Statele Unite, dar ai avut sub genunchi, ai avut o... Nu genunchi, nu, aici la cervicale și de acolo mi se trage... De atunci? A venit, am sărit... Și remeneul de astăzi, tot cam da, așa. Da, și am sărit la cap cu
Lalas ăla care și am sărit înainte și a venit din spate și a intrat Chihote, în mine așa, și mi s-a dus mare, capul așa și era mare. De acolo așa. Am eu problemele astea de și după aceea mi s-a pus un curent la mână și stăteam jos și nu știam cum sunt de aici până la pe picior cădea curgea. Mână mă durea, mână, eu credeam că da, un nerv care ceva, da, nerv. Și tributul a dus. Și după aceea când săream la cap și vedeam mingea cu capul, pac, mă curenta și iar de capul meu. Nu e rău când ai o accidentare, nu te poți simți tu în largul tău să faci Lalas. Da. Era o figură cu Columbia, norocul nostru, cu Columbia asta, cu Columbia, norocul nostru că a jucat capitanul lor de echipă Valderrama. Asta a fost norocul nostru, că a jucat Valderrama. De ce? Că ținea mingea mai mult? Deci le-a frânat jocul, le-a încetinit jocul incredibil. Toate mingile mergeau spre el, în centru, el era în centru și dar, nu trebuia să facem nimic, doar să dreapta, stânga, el lua mingea, pasa, iar îi dădeau, iar îi dădeau. Deci nicio treabă, dacă jucau pe benzi, pe rincon. Da, dar n-aveau cum să nu joace cu el. Era marele favorit al Americii de Sud. Da, Gulitul Americii de Sud. Erau zeci de mii de peruși în alea cu cârlionții lui blonzi. Jumate în stadion erau cu perucile alea, nu ți-a aduce aminte ce peisaj era acolo. Și apropo de coloritul stadionului, surprinzător, având aceleași culori ca și noi la drapelul național, parcă erau numai români, roșu, galben și albastru. Da, asta chiar deși ziceau, nu eram decât vreo 5.000 de români eram acolo. Da. Aia a creat o stare bună. Poate sistemul nostru de joc. Da, nu, acolo a fost clar. Iordănescu i-a citit foarte bine, v-a pregătit vouă cea mai bună lecție, cea mai bună tactică, iar voi ați transpus-o pe teren în mod exemplar. Le-ați anihilat toate aturile pentru că nu ar să mai repetăm, Columbia era pe cai mari. Da, da. Toată lumea o plusa, o vedea viitoarea campioană mondială. Da. Parcă nu erau acolo Brazilia, Germania, Italia, Argentina, până atunci au alte țări care deja aveau titluri. Nu, Columbia era cea mai asta așa știi, Pele, mare favorită. Și Pele a dat păi nu numai Pele, și a zis că mulți spun, da, și Johan Cruyff a spus și Beckenbauer a spus lucrul ăsta. Și Eusebio, toți ăștia nume mari au mers pe mâna Columbiei. Asta e... Sigur că au avut un parcurs de excepție în preliminare și acea victorie la Buenos Aires cu 5-0, care a cutremurat nu numai Americile, dar și în Europa a ajuns. Nu au avut nicio înfrângere în 15 meciuri și atunci în pregătire au avut niște victorii deosebite. Adică erau și niște cărți, să spunem, favorabililor, dar parcă era mult prea mult. Prea îi lăudau și îi plusau toți. Cum zicea Neavanea Gogoașă umflată, care a fost desumflată deștept de România. Aia a fost o victorie decisivă. De fapt, să și spune lumea voastră că dacă pleci bine la un turneu final, ai șanse să acum știți îți apropii reușita, că dacă pleci cu o înfrângere, pomui foarte greu. Da, astea sunt... A fost bine. Zicea ședință tehnică înainte de meci și... Nu mai fugi de microfon, te rog. Se vorbea de Asprilla. Și Asprilla arătau acolo și Neapuiu zicea, Asprilla, vedeți că are viteză, că are tehnică, are dribbling, vedeți că se mișcă, e extraordinar când facilitatea să dea golul, șuturi. Și trebuia să-l marcheze Didi. Didi l-avea în... Și bun, se termină ședința și zice, hai băieți, mai aveți ceva de întrebat? Și Didi ridică mâna, Didi. Neapuiu, păi Asprilla asta nu mai lucruri pozitive, ceva negativ, nu are la alții nimic, văd că sunt. E fricos, e șchiop, e ce, eu ce să fac cu, că dacă driblează bine, nu are de cap, nu are ceva. Nu știu, poate e mai, nu e, tu ești mai puternic, el e mai subțirel, poate e frică, zicea, o să încerc să văd când vine prima dată, îi dau una să văd dacă e fricos sau nu e fricos, zicea, ai grijă cum îi dai să nu te vadă. Îl cântărezi din prima, da. Arbitru. Și când s-a dus acolo, când Didi l-a dobărât odată jos futut și auzeam, eram aproape acolo și se uita la el. Se uita de jos. Nu înțelegea, dar... Nu înțelegea, da. Dar știa că nu-i de bine. Apropo, cum era Didi Prodan, marele dispărut al lotului vostru, ca și coleg de compartiment acolo, erau între jucătorii care ți erau foarte aproape? Da, eu cu el eram foarte apropiat.
Păi ce să vă spun, era un jucător care avea putere, puternic, era noroc că era stângaci și stângacii sunt puțin mai tehnici, așa, cu mingea, cu mișcările și... Dar era puternic când, dacă se apropia de cineva, așa, nu putea să... Era puternic, puternic. Și nu avea frică, a fost un... Frică, nicio treabă. Putea frică... să fie orice atacant, da. Orice nume el... Era... Și transmitea sentimentul ăsta și către da, voi. Da, da, transmitea tot timpul. Țipa forță la, și la, curaj și îndrăzneală. Da, da, da. Avea o tehnicitate, era stângat și asta l-a ajutat mult. Când primea mingea cu stângul, o știa să o paseze, să o întoarcă, să o... Dincolo de forță, da, știa și cu da. Varza, cum spuneți voi. Puternic, puternic. Da, iată, numărul 3, în această poză de colecție, da. Lângă Gică Popescu, și Mihali acolo, pe urmă ești tu. Da, cu... Și Răduciu, cel care a scris două goluri da. În meciul la Columbia. Cu viteza lui. Da. Lui Radu îi reacție trebuia, foarte bună. Îi trebuia spațiu. Dacă îi, dacă îi dădeai, parla, se ducea de... Deci se simțea extraordinar cu Hagi. Acolo au făcut, erau de la Brescia, create niște automatisme care s-au văzut în multe meciuri. Da, da. Hagi îl angaja, îl știa cum ce e în gaură și Radu cu dexteritate și cu măestrie aveam, finaliza. Aveam fiecare pe postul. Lupescu era așa de... Era unde trebuia un metronom, să fie da. Și așa de... Păi și l-a fost exact un cei mai constant jucător. Și în Italia în 90 și în 94. Nu făcea lucruri... Ieșite din comun, să ia ochii, cum se spune. Ce trebuia să facă. Dar era foarte util. Un antrenor are mare nevoie de asemenea jucători. Dorinelli era mai cu mingea, o lua, mai fugea cu ea, mai întorcea, dar... Dar ce însemna Hagi pentru echipa aia, Belo? Ce simți tu că păi a reprezentat era, Hagi? Știți cum e, Hagi era Maradona, îi dădeai mingea și noi... O rezolva el. Când dădeai mingea lui Hagi, trebuia să ne uităm dreapta, stânga, fiecare să-și... ia să-și omul să meargă lângă omul lui și când dacă o pierdea să fim să puteți reacționa. Să putem reacționa. Ei, câteodată o și pierdea, nu? Și eram acolo, trebuia să fim să recuperăm. Știam asta, dacă de multe ori o lua și da, mi-aduc aminte o fază din meciul cu Statele Unite, disputat la cea mai mare temperatură, peste 51 de grade Celsius au fost atunci, aia a fost un infern, am înțeles că voi la cabină da, ați avut nevoie și unii de mai și de oxigen. El la un moment dat a luat Hagi o minge și a driblat în careul nostru, a făcut o excursie printre voi că vă uitați uimiți da, și strigați da. Să iasă de acolo. A plecat dintr-un col și a ieșit pe partea cealaltă. Când pasam la Hagi, mingea Didi se apropia repede, se uita la omul și adversarii au fost surprinși, numai voi. Eu imediat mă uiteam să văd unde, pe unde poate să iasă să vadă și toți marcăm și așteptam să vedem da, ce se poate întâmpla. Ce se întâmplă. Da. Da. Totul a mers perfect, a mers foarte bine, a fost acel accident de la Detroit. Aș vrea să spui părerea despre condițiile în care s-a disputat acel meci. Și o spun doar un lucru. Mi-aduc aminte că Hagi a declarat atunci că prima oară în viață el a avut crampe și cârcei. N-a avut și n-a mai avut niciodată până atunci. Aerul a... Bine, nu știu dacă e aerul, dacă nu e aerul, dar atunci a fost acolo. Am prins curaj, știți, meciurile care le-am fost voi prea încrezători. Am fost prea încrezător, am prins și curaj și hai să... și am ieșit, am jucat altfel decât înainte. A fost și un am ieșit puțin hazardare, peste da. Ei să credeam că na, o să-i... Păștea da ei. Și ce să vă spun, nu? Golurile au fost date din lovituri libere, nu? Parcă prim, da, și contraatacuri, nu. Primul a fost că au mai avut două șuturi mari înainte. Lovitură liberă, știu că și pe acolo în da, apăra stelică, da. Da. Și... Bine, a fost și pomul Hensul ăla la golul de da, sprinderii. Da. Cu două mâini a adus ăla la pămângea în care o chentenă ăla. Am pus-o cu mâna exactă. Da, și voi plecați. Da, noi eram... Mi-aduc aminte de tine, cu toată apărarea, voi plecați că ziceam că îi ducem noi în ofensivă. Și v-a prins pe picior greșit. Și nu știu, nu era jocul cum ca și celelalte jocuri, să stăm, să ne punem da, să așteptați în spate, să vedem și atacanții să-și facă treaba lor, dar noi să fim... Am ieșit și noi puțin. Dar mulți dintre voi spun că de mi-a fost bine că s-a întâmplat așa. Că a fost dușul care era atât de necesar, ne-a trezit.
Păi da, bun, ne-a trezit. Și cum a urmat după aceea ne-am victoriile cu Statele Unite, cu Argentina mai ales? E adevărat că în meciul cu Argentina, voi, după ce a început meciul, i-a simțit pe argentinieni, voi așa, fără să vă spună nimeni, că n-au potența aia, forța aia de care voi vă temeați păi înainte? Știți cum e, i-am văzut la televizor, i-am urmărit și am văzut și era o echipă care nu jucau fotbal colectiv, jucau individual, mulți individualiști. Valori mari, da? O lua, o Ortega, torcea, da, după aia îi dădea lor nu știu cine, da. Iar, deci aveai Ruggeri, timp să te așezi, să te uiți în stânga și să te uiți în dreapta. Nu jucau un fotbal colectiv, să pasă repede, pum, pim, pum, da, n-aveau pim, schemă, n-aveau... Da, să centreze, să intre cu... Automatisme, da, astea care se surprindă. Acolo sau și noi câteodată, când jucam mult individual, când doar Ilie... mergea cu ea, făcea 5-6 atingeri, după aia îi dădea lui Hagi, Hagi iar întorcea și adversarul are timp să se uite în dreapta, să până faci de 1, 2, 3, 4, 5, se uită în dreapta, se apropie de adversar. Deci, te marchează, nu te avea marca. Un joc colectiv. Dacă intrau pe benzi, începeau cu centrări și veneau. Da, și absențele uriașe, Maradona și Caniggia, care nu, da. Maradona a găsit cu aia, Caniggia s-a dat și el lovit, au contat, pentru că cei care au intrat au vrut să arate, poate... Elvețienii jucau pe margini frumos, centrări și când sunt centrările, cel mai periculos pentru apărători. Pentru voi, da. Dacă veneau așa în față, na, nicio... Cu antrenorul care ai lucrat, cu cine te-ai înțeles cel mai bine sau care ți-a fost așa de cel mai mare ajutor, să spunem, păi, în carieră? Păi Naemi, și am muncit cel mai mult cu Naemi. Și el mi-a spus multe lucruri ca fundaș, cum trebuie să stau, cum trebuie să... El mi-a spus, stai în picioare, niciodată alunecări, stai în picioare, dacă vrea să șuteze, ridici piciorul, blochezi, dar să nu te arunci, să... Da, te elimini din joc, te scoți din joc. Te întoarce și tot timpul în picioare. Îl ajuți pe adversar. Și când stai în picioare pe tot timpul. Să nu te duci decisiv, să nu te duci, da. Și înainte de meciul de la Sevilla, când în tribune erau 60.000 de suporteri ai echipei care era și ea, ca și voi oaspeți. Eram lângă Gabi și ne uitam. Și acolo ați avut, ca la meciul Columbia, culorile adversarilor și culorile voastre, roșu-albastru. Ce v-a zis Naemi? E o vorbă celebră. Băi, ia arătați-le la sora că știm să jucăm fotbal, că noi, ce să vă ia? Ce să vă ia nevestele? Nu vi se întâmplă nimic. Zicea când se supăra Naemi și când era mai supărat rar. Pauză. De. Și venea la pauză și se uita la noi. Băieți, dă-l în pizda măsii de minge. Băieți, dă-l în pizda măsii de minge când o recuperăm. Să o ținem la noi jumătate de oră, să o ținem la noi, să nu-l dăm la adversar. Și tâmpitul de Lăcătuș era acolo în bestiar. Da, cu replici, zice, râdea. De ce râzi, mă, Lăcătuș? Păi, Naemi, e feminină, Naemi. Ce e feminină, măi, Lăcătuș? Fii atent că te dau afară, că nu știu, păi, minge, Naemi, te-l împiți, da, mă, zi de minge. Da, da, da. Când o recuperați, o țineți la voi jumătate de oră să nu mai dați. Și dacă vă văd că vă tăvăliți, că vă aruncați pe jos, vă scot afară. Vă scot afară. Dacă vă vede adversarul că vă uitați, că vă tăvăliți, sare pe voi și vă cucerește. Naemi, niciodată. Avea termeni militari. Nu, dacă ne lovește intenționat, zâmbim, ca să ne vadă. Ziceam, Naemi, ne spuneau multe lucruri astea care se da noi, na. Înțelepciuni de trebuia să vechi fotbalist, om trecut prin multe, da. Și era și stilul lui așa mai confesiv, da, mai apropiat, mai așezat. Da. Nu jignea. Nu. Vorbea frumos cu fiecare. Fiecare individual mai te lua. Hai grijă, uite așa, trebuie să ajungi, să nu fiți, să fii acolo, să stai, să joci repede, să nu ții mingea mult tu, dacă pa, da, tot. Da. Neapoi era puțin mai nervos. Mai impulsiv. Impulsiv, când se enerva, mai dărâma de la masa de acolo, pum, pum, dărâma și se începea să ne certe. Vrea să impună orice echipă. Neapoi, da. Ei, ai avut antrenori și antrenori cu caractere diferite. Hai să spunem ceva despre, iată, apropo de meciul acela cu Suedia, încheiat cu 2-2 și care
Vrând nevrând. Să vă spun istoria, na, cum, ce să s-a ajuns la aceste lovituri la 11 metri. Da. Eu vreau să spun un lucru, nu neapărat ca să fiu avocatul tău. Nu neapărat, tu n-ai tras rău, da? N-a tras rău, am tras rău, trebuia să trag pe jos, trebuia să dau pe jos, măcar pe jos. A fost plasată și n-a fost foarte tare. Puțin sus, nu, e, da. Dar fiți atenți, cum era? Primii cinci. Se știau primii cinci. Bun, ne-am dus la mijlocul terenului, stăteam și băteau. Pam, 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 pam. Am venit al patrulea, al cincilea și zice, băi Gabi, du-te și vorbește cu Neapu. Neapu stătea pe bancă de rezervă, stătea, da, nu era printre reacție, noi. Da, era... Nu era printre noi, da, normal marcat. Trebuia să vină și el în mijlocul terenului să ne spune, băi, părneașilor, haide, cu curaj, treaba acolo, treaba, el stătea de pe vorbe să de fie, da, combustibilul ăla pe care să-l... Se trucea și cântra. Și stăteam și spuneau, măi Gabi, al șaselea cine? Păi nu știu, păi du-te întreabă pe Neapuiu, cine dracu? Dacă se terminase seria de 5 la 5, Popescu, Gic, hai Gică. A bătut asta, al cincelea și Gică și-a dat ghetele jos. Nu, lângă el avea ghete. Zice, eu, bine, hai stai să pun ghetele. Și el se spunea ghete. Trăgea de timp. Și arbitru stătea, se uita și fluiera și facea semn. Hai, nu. Și el își spunea ghete. Neapuiu pe bancă de rezervă. Și vine la mine, zice, băi, Belu, hai mă, Gică, că de două ori a fluierat ăla, se uită, ce veniți. Vine la mine, hai, Belu, ai ghete? Da, te duci tu, mă duc eu. Cine Neapuiu sau Gabi? Cine Gabi, ne-a Gabi, prietenul tău bun, da. Găboaje. Și eu mă ridic și vreau să mă duc spre el, să-l întreb, da, așa, să-i spun, bă, până să-și dau un sfat, cum să bați. Mă, cum dracu să... Treci la microfon, nu fugi de microfon. Cum să bat sau da, sigur, da, să-l întreb. Să-ți dau un sfat, o idee. Cum crezi? Ce crezi? Poate... Și m-am ridicat și m-am dus spre el. În momentul când m-am dus spre el, am făcut 2-3 pași și el se întoarce și o ia la fugă spre bancă de rezervă la Neapuiu. Deci n-ai avut cu cine să mai vorbești. Păi m-am dus. Ai plecat și spre... am hotărât să bat în locul, partea dracu. Execuție, locul de osândă. În partea dreapta mea. Dar e adevărat că la antrenamentul înainte de meci s-a exersat. Am exersat, da, 11 da. Metri și că tu cu Dan Petrescu, da, ați Petrescu fost metronom? Era extraordinar. El era pe rădea de... Mai bine decât Hagi, decât da, alții tot, de acolo. Era cel mai rădea de prunea, da, de stelea și tot. Mătea foarte bine. Da, dar una este la antrenament, alta este în joc. Iată că e și încărcătura psihică și tensiunea. Dar faptul e că tu n-ai bătut foarte rău atunci. Păi, n-am numai bătut că rău. Ravelli avea trecuse de 33 de ani. S-a aruncat în colțul ăsta. Codoș dacă băteam bătr- în colțul celălalt, ziceau, uite ce bine bați 11 metri. Codoș bătrân, da, a avut reacție. Bun, uite, se vede, asta da, este da, da, o poză foarte... M-am gândit când am mers, m-am gândit, zic, mă, să bat tare, cum am bătut cu Steaua Roșie belgă în partea cealaltă, pe jos, așa, zic, mă, poate s-au uitat la meci, poate au văzut cum bat și... Băi, meseriaș. Și... Apropo, spune-mi, intră puțin așa, știi, să intrăm în memoria, în mintea celui care are de executat 11 metri, care în acele momente era 1-1, era decisiv. Câte gânduri îți trec prin cap atunci? Câte alternative, probleme? Păi nu te... Sau ești golit de tot și... Păi începi să te gândești cum să dai, unde să dai și cum să o dai, cum să lovești și te gândești. Dar trebuie să o dai, acum trebuie să o dai și tare și bine. Și plasat și tare. Vrei să o dai tare. Sus, puțin mai lateral sus, trebuie să o dai sus și dacă ai încredere și zici, aoleu, dacă jos pe lângă bară, îl vezi pe Helmut mare cât poarta, unde da, dracu te uiți, aoleu, mai am loc pe lângă el, trebuie să... Da, ca fizic ăsta nu era capitanul, păi nu era, era mare, era înalt, era... nu era așa impresionant, că era avea și început să-și începea de chelie, era, adică era un om care deja și arăta vârsta și, dar avea experiență, era, păi el fuse învins de Cămătaru cu 10 ani și ceva înainte. Adică era într-un fel, a fost revanșa lui în fața românilor, acea partidă. Da, și la al doilea gol cu Prunea. Deci eram sigur, îi spuneam lui Didi, auzi Didi, stai liniștit că nu o să ne dea golul ăștia niciodată, că au început să arunce minge noi cu fața. Da. Și eram nicio șansă să sărim la cap, să, ce dracu. Să ne surprindă. Să ne surprindă, că au început să bombardeze. Ala de minutul 115, da, gol al egalării. Și...
O minge de la dracu să o ia de bă. După la jumătatea terenului avea ce intrat. Ne uitam, ne pregăteam și Ronald Nilsen, parcă fundașul dreapta. Eu. Și când am auzit eu, ne-am dat la o parte și striga prunea, nu? Puțin spre poartă. Și a fost aproape de 16 metri. Ce dracu căuta el acolo, nu știu, dar și vrea să i-a venit și i-a suflat mingea. Păi am înțeles că avea o tehnică, el să vină puțin din lateral. Era o specialitate aia și foarte păi înalt, lateral, 1,94 m, 1,94 m când avea Kenneth Anderson-ul ăla. Nu striga, eu am mai dat asemenea goluri. El nu venea din față, venea de lateral, ieșea din unghiul vizual al portarului. Da, făcea, când era mingea aici, el făcea așa da, și ataca. Da, de-aia l-a surprins pe Prunea și a surprins păi și alți portari. Cu așa, a și spus, după nu mai învinovățiți pe Prunea și pentru că... L-a bătut frumos, a sărit. Da, da, da. Bine, și nemarcat, nedranjat de nimeni. Păi nemarcat că nu puteam să-l marcăm dacă portarul strigă eu. Trebuie să ne dăm la o parte, da, nu? Da, păi te lovești unul cu altul și ne lovim un și carambol care devii și caragios. Dacă nu striga eu, săream cu el la cap și nu dădea el cu cap. Este ăsta marele regret al carierei Belo. Da, asta e o carieră, da? Cel mai și așa o carieră sigur, atât de frumoasă. Sigur eram, îi spuneam lui Didi, zic, Didi, stai, lui, zic că n-am nicio șansă să ne deam, nicio șansă. Și da, asta. N-a fost să fie. Deși multe din naturile acelui joc au fost de partea noastră, dar rămânem cu regretul ăsta. Cea mai mare bucurie este și cea mai mare și rana mereu deschisă a fotbalului românesc. Da. Belo, ești conștient de cariera extraordinară pe care ai avut-o? Pentru că fără tăgadă, e vorba de cifre, de palmares, iată aici sintetizate tot în acel număr omagial al Gazetei Sporturilor, 17 trofee este numerate toate. În România, în Serbia, trofeele internaționale care sunt cele mai importante și care îți dau această postură de unicat în fotbal românesc. Da, n-am cupa UEFA. Nu? Asta UEFA. Da. Da, asta. Na, nu are cu asta, da. UEFA, e, nu, nu poți să le ai chiar pe toate acum. Da, nici nu știu câte asta, campionate din România, campionate 6 campionate din România. 6 și cupe 3 campionate în Serbia. 3, da, de 3 ori am câștigat cu și o cupa Iugoslaviei. Da, și ocupa Iugoslavie, da. Și o supercupă. Super eu nu vreau să mă contrazic cu pagina asta, dar mi se pare că ai 18 trofee, pentru că mi se pare că ați luat și o supercupă cu Steaua, care nu-i trecut aici. Ar fi 18, dar are mai puțină importanță. Oricum, palmaresul este copleșitor și demn de toată lauda. Da, cu cele, da. Privești înapoi cu mândrie. Nu? Cum s-ar da, spune? Și asta îi spun lui Hagi, mă zică, dar îți dai seama dacă mai dădeam și goluri. Era mai tare ca tine. Așa îi spun lui Hagi. Da. Nu prea am dat goluri acum. Prietenia, stai puțin că... Am dat și eu două goluri, contează. Ăla de la Tokyo, da, care mi l-a anulat, da, și am mai dat un gol. Au avut ceva ăștia cu tine. Tot așa și mi l-a anulat tot și un gol cu cine am jucat cu... nu mai țin minte cu cine am jucat, am dat un gol frumos. Dar ăla a fost valabil sau tot anulat? Tot anulat. Aoleu, cu Raghinion, cum ar spune Nenea Iancu. Cu Peții Argeș, Bacău, nu știu, da, știau. În campionat. Și asta le spun, am dat două goluri și mi l-a anulat. Dacă nu mi l-a anulat, aveam și eu. Oameni invidioși. Era palmaresul și mai frumos. Oricum, greu de ajuns la ceea ce ai realizat tu. Chiar că meriți toată prețuirea, toată recunoștința pentru aceste performanțe extraordinare. Și e limpede că nu va mai putea nimeni ajunge la ele. Se obțin performanțe interne, dar mai puțin acolo unde contează cel mai mult, Valencia, în arena internațională. La Valencia am jucat în cupele UEFA. În cupa, da, în cupa Europei ne-a jucat cu Valencia, da. Odată ne-a scos italienii de la ăștia, din sud, unde jucam Napoli. Ne-a scos Napoli odată și odată o echipă din Germania. Mm-hmm. Dacă ar fi așa să faci un clasament sentimental, sufletesc, care e victoria care ți se cea mai dragă, triumful care ți se cel mai apropiat de suflet, în care știi că și tu ai contribuit cel mai mult și te-ai simțit tu că ai o păi cele mai parte mare trofee, din păi reușit. Cele mai importante trofee, nu? Astea două. Da, astea două. Cupa urecheată, nu?
Da, la cel mai rămân trofeu din lume, chiar dacă se dă numai în Europa, e cel mai mare trofeu al cluburilor. Da, cu Steaua Roșie am câștigat Intercontinentală și cu Steaua București am câștigat Supercupa Europei. Ai compensat, da, Supercupa Europei în 87 februarie la Monte Carlo. Golul lui Hagi, ajutat de Belanov. Da, că l-a lovit și l-a lovit în da, a fost și mingea dată cu efect și de-aia Dasaev a fost surprins. Da. Deci, în prim plan, ai spune finalele și cupele câștigate în 86 și 91. Și meciurile cu Dinamo. Cum erau meciurile cu Dinamo? Era o rivalitate... Rapid, cu Dinamo, era... Cu Craiova? Craiova, da. Craiova, echipă, la un moment dat... Echipă excepțională, da. Ne-a bătut odată 4-1 sau 4-2. La București, da. Acolo, la Craiova. A, și o dată și la București v-a bătut. Am dat și un gol la Craiova odată. Tot așa, cu două lovitură liberă, cu cap. Ești mulțumit de... ce ai reușit în fotbal. Da, eu sunt, da, sunt. E firesc. Nu, nu e vorba de falsă modestie, e o autoevaluare e normală. N-am. Iată una dintre clipele atât de frumoase ale voastre. Am trecut prin hora legendară. De jos până... În toate etapele și ai reușit lucruri extraordinare. Ai bucurat milioane și milioane de suporteri, de spectatori, și pe stadioane și la televizor, iar respectul pe care el ți-l poartă este firesc, este consecința comportamentului tău în afara terenului, dar mai ales a comportamentului tău și performanțelor din teren. Da, mă cunosc oamenii când merg jos, când merg pe jos. E o bucurie mare când oamenii te recunosc, îți vorbesc frumos, își doresc să facă fotografii cu tine. Și vin la mine să mai facem o poză, un autograf, unii vin să, din ce în ce mai mult, să-mi ceară bani. Și lucrul ăsta nu știu dacă e... Da, ești ghipăie toți că ești super... Hai, te rog frumos, uite, pot să mă ajut din ce în ce mai mult. Da, din păcate asta e și o urmare a stării materiale, dar unii se și exagerează și își închipuie că toți sunteți super milionari și super avuți din punct de vedere financiar. Da. Ești singur reprezentant al generației pe care publicul și presa a numit-o generația de aur, care lucrează în Federația Română de Fotbal. Iată că s-a obținut această calificare la turneul final european din Germania după 8 ani, cu două meciuri la final de campanie extraordinar de bine gândite și bine transpuse pe teren. Ce părere ai? Ce va face România la turneul final? Avem numai două necunoscute deocamdată, adică două echipe, două cunoscute, mai rămâne a treia necunoscută, care se vine de la baraj, toate, să spunem așa, duc spre Ucraina, care ar fi cea mai valoroasă din cele care se confruntă în baraj. Ar fi deci a treia care intră în componența grupei noastre. Ce părere ai? Ce vom putea face acolo? Realist vorbind. Păi realist, am văzut meciuri și în calificări, am avut și meciuri bune. Ultimele meciuri au fost foarte bune. Meciuri bune, cu fotbal bun, cu meciuri bune, am avut și meciuri slabe. Sigur, nereușite, cu o grămadă de... Nereușite când trebuia să... Ne ajuta norocul, ne ajuta șansa, da. Norocul, păi, norocul e... Face parte din joc, asta e o discuție veșnică și va fi cât lumea. Și noi, la campionatul mondial, nu? Că Ilie Dumitrescu avea lovitură liberă și îmi spune... Belo, urcă și am urcat și eu la cap să fie acolo. Și a dat șutul și s-a dus mingea direct în poartă. Ai fost și tu o momeală. Și m-am uitat la el și voi, de ce dracu mă trimiți când tu ai vrut să dai la poartă sau vrut să... Lasă bă, că mai trimiți și pe mine ca proști, după aia trebuia să merg sprint în spate. Am înțeles că îl sfătuise Hagi să facă o asemenea execuție, ci că vezi că noi o să plecăm pe lung la central și ar fi vorbit. Cine poate să gândească de departe de să te duci șutul ăsta de... Da, acum... A avut și o traiectorie fericită, da. Așa lovitură liberă aproape de spre corner, așa, pe linia de fund a terenului. Păi nu știu, ce să vă spun. Ne-am calificat, suntem fericiți. Acum, ce o să facem acolo? Bun, o să... Crezi că ar putea ieși din grupa? Asta dacă, ar fi principalul obiectiv. Păi principalul obiectiv ăsta e să ieșim din grupe. Păi crezi că s-ar putea? Personal. Nu, păi nu trebuie să periem pe nimeni, nu trebuie să... Personal, nu știu. De comprezență. Depinde cu cine o să... Fapt cedem, este că, la ora actuală, lotul României nu se mai bazează pe niște valori deosebite. E vorba de un joc colectiv, care dacă e bine pus în valoare, cum a fost la
meciurile cu Israelul și cu Elveția, dar ai șanse avem jucători de reușite. Care poate să surprindă adversarii. Avem. Bine, într-o zi bună, un Manu, un Mihăilă, care au făcut-o sunt, câteva ori, da. Chiar și Moruțan a avut câteva, apropo de... antrenorul nostru într-o ședință, dacă o să câștigăm mingea de la adversar din contraste, nu o să fie bine. Dacă sunteți atenți când jucăm fotbal în campionat, câștigăm mingea din contraste și acest lucru ăsta nu e bun. Dar voi ați înțeles ce vrea să spună, nu? Păi eu n-am înțeles, că eu sunt minoritar, de unde să înțeleg? Trebuie să traducă. Pe Jean Vlădoi, băi, tu ești român, ce zice asta cu contraste? Cum recuperezi mingea din contraste? Și Jean, cum e? Da, Diliu, el ce înțelesese? Du-te și tu, și ăla mi-a zis, du-te și tu. Și... da. Ecosistemul fotbalului românesc este într-o scădere substanțială. Niște cuvinte de, ca și președintele nostru, cu predictibilitate, sus. Da, din păcate, lumea asta fotbalului trebuie vorbit cât mai simplu, cât mai direct. Păi dacă le spui asta la copii care joacă fotbal la băieți, o să se uite și o să înceapă să se uite unul la altul și... Da, asta e și tributul unor oameni care vin din altă lume și au acest limbaj se cere sofisticat, academic, dar care nu e... Ne-am modernizat acum, dacă ați văzut, nu știu, ultimul meci când au jucat aici pe arena, au ieșit la încălzire, au ieșit doi băieți cu două tablete în mână pe teren și le spuneau ce trebuie să facă cu piciorul sus, piciorul drept, le-au pus niște elastice jos la picior, stăteau dreptul, stângul, dreptul. Vrând nevrând trebuie să fim și noi în pas cu lumea, că altfel nu mai poți merge pe metode arhaice. Eram lângă sensei, domnul profesor. Ai văzut meciul cu Florentin? Da, eram lângă el acolo și zice... I-am spus, domn profesor, așa trebuia să facem și noi, nu? Să mergem noi în sală de forță acolo. Zice, auzi, nu știu de ce, cum dracul de nu le e rușine să stea să facă asta pe teren. Pe teren când ieși trebuie să sprintezi, să frânezi, să pasezi, să faci. Asta le faci în vestiar. În vestiar, în sala de pregătire. Ne-am modernizat acum. Acum să vedem și consecințele și urmările. Te-aș invita spre finalul discuției să vorbim despre un urmaș de al tău în mijlocul apărării naționale, semnați puțin ca fizic. E mai puternic. Radu Drăgușin, da, a făcut mai mult sală. Tu așa ai fost longilina și ai rămas, ai suplinit până alte calități. Ce părere ai despre Radu Drăgușin? Românul transferat la o firmă mare din Anglia și unul dintre oamenii de bază ai noi naționale. Păi este de bază, de bază sau acum începe să intre? A fost de bază în calificările astea, își căpătase rolul de titular și ar trebui să fie, dar acum mă gândesc că e o mare dilemă pentru Edi Iordănescu. Pentru că 2-3 dintre oamenii pe care el se baza nu prea joacă. Nu prea joacă, da. Da. Și portarul Horațiu Moldovan, un transfer excepțional, așa ca nume la Atletico Madrid, el la Hopsur, la Tottenham Hopsur, în Anglia, da, greu să prindă, pentru că acolo concurența este uriașă. Nici Iannis nu prea joacă, deși a fost împrumutat pentru un sezon în Spania. Acum, ce e mai bine? Să fii rezervă într-un club mare și să mai intri sau să joci meci de meci? E o veșnică întrebare. Să joci meci de meci. Exact. Sunt păreri și păreri. Este una între cheile pe care va trebui să le răsucească așa cum trebuie. Are câți ani? Are 20... April 22. 22 am plinit. 22, da. La 22 de ani trebuia să fie ce i s-a făcut, ce trebuia să acum, fie... Poate noi exagerăm câteodată, dar este un reflex al dorinței noastre de a avea jucători de performanță, jucători la echipe mari și atunci nu mai ținem cont de niște lucruri care sunt evidente și forțăm comparațiile, forțăm metaforele, tocmai pentru că ne dorim foarte mult să avem jucători la echipe mari. E vorba de el, de randamentul lui. Acum noi vrem să avem un care are cel mai bun contract, să joace, să fie într-un cel mai bun club dintr-o, știm, dar una e dorința, alta este puterința. Cu el trebuie să fie, la echipa națională trebuie să fie primul, trebuie să fie, să arate el, trebuie să fie și este. Încă
Da, nu, nu. Nu, nu acum, am zis că nu mai sunt acele confirmări care erau pe vremea voastră. Voi aveați aproape pe toate posturile jucători care veneau de la mari echipe, jucători care își căpătaseră o experiență, o notorietate prin confruntări extraordinare. Acum, din păcate, alegem așa cu penseta, îi protejăm ca pe o un cuibar. Puteți să merg la un club mai mic și să fie titular. Să crezi că era mai bine așa, nu? La fel poate și pentru moldovan, nu? Păi cum să nu? Să ai meciuri în picioare, cum se spune în lumea voastră. Să obosească, că ei nu sunt obosiți. Să fii mereu trebuie în anduranță, în priză. Că dacă ești obosit, atunci gândești mai bine, dormi mai bine și mănânci mai bine dacă ești obosit. Dacă nu ești obosit, te gândești la tot felul de tâmpenii. Asta era vorba tot domn profesor. Și așa, da, avea dreptate. Da, știu că obosiți. Respiram mai bine și mă gândeam, aoleu, trebuie, sunt obosit, trebuie să mă odihnesc, mă duc puțin să mă culc, mă duc puțin când... Uite, un om care poate... Mâncam mai atent, stăteam, acum dacă nu ești obosit și stai, te gândești. Florentin, dincolo de lucrurile astea fizice, a contribuit mult și la mentalul vostru. Mentalul, la gândire, la mental, da. Modul cum să vă protejați, să vă priviți propria persoană și viața dincolo de stadion. Trebuie să treci o barieră, trebuie să muncești de să vomiți, să stai și să tragi și ajungi undeva, când ajungi sus, atunci trebuie să te menții și e mult mai ușor să te menții decât să tragi. Ei încă n-au ajuns. Ei trebuie să muncească de să... Du, uite, într-un fel stau și mă gândesc acum ascultându-te și știind și atâtea lucruri ce a făcut Florentin, că omul ăsta încă e printre noi, are o vârstă și el, dar ar putea să mai fie de ajutor. Păi este. Din păcate nimeni nu-l solicită. Să fie, nimeni președintele Federației Române de Arte Marțiale și sportul de contact. Nu, că nu aveam treabă, că spuneau că nu să ne învețe cum să cădem. Nu aveam nicio treabă cu asta. Nu, dar erau alte lucruri pe care el le stăpânea foarte bine și pe care voi le-ați însușit și care v-au ajutat. Adică, practic a dovedit că ceea ce a făcut el a fost rodnic în performanța voastră, 3 ani de zile fără înfrângere, parcursul din competițiile europene, pentru că, dincolo de acele dueluri din campionatul intern, care, hai să spunem, că au mai fost influențate de unul sau altul, elovem pentru Steaua, au fost cei 5 ani de prezență constantă în prim planul fotbalului european. Da. Finală, Supercupa Europei, finală câștigată, Supercupa Europei, jucat finala intercontinentală și pierdută greu, apoi semifinală, încă o finală jucată, astea nu sunt întâmplătoare. Astea nu veneau așa oricum. Deci astea sunt răspunsul cel mai corect dat cârcotașilor care încearcă să umbrească. Deci am jucat meciuri amicale. Drumul vostru de atunci. Am jucat meciuri amicale la... cu Barcelona, am jucat meciuri amicale cu Milan. Da. Meciuri amicale în pregătire cu Milan. Da. Deci aveam pregătire. Te confrunți cu cei mai tari, cu cei mai grei. Nu fugi de ei. Altfel nu te poți pregăti. Cu Anderlecht la un turneu am jucat. Da. Și acum nu știu cu cine joacă ei prin străinătate când se duc în pregătire. Bine, acum e o altă discuție, nu are rost să deschid mai ce meciuri de pregătire va avea Naționala României în funcție, mi-aduc aminte cu câtă grijă și alegea adversarii în 1994 Iordănescu și câte probleme i-a pus meciul cu Irlanda de Nord, care nu l-a ajutat niciun fel pentru adversarii pe care i-ar fi avut la Mondial. Pe când acum au un meci cu Columbia, care nu știu cu ce adversar care o să-l avem noi acolo poate fi asemănat și ce meciuri au mai angajat, nu prea sunt pe calapotul celor cu care vom juca. Dar în sfârșit este o altă discuție și nu are face obiectul întâlnirii noastre. Da, o să trebuiască să fiu invitat, că ambasadorul trebuie să fie invitat și ambasadorul, nu? Sigur că da. Răspunsurile sunt la ei, mai puțin la noi. La noi sunt doar păreri. Mile, noi îți mulțumim pentru prezența la Povestirile Sportului. Încă o dată te felicităm pentru tot ceea ce ai reușit în carieră. E un model pe care ar fi bine ca cei de azi să încerce, chiar dacă nu vor reuși, să încerce să-l urmeze, pentru că satisfacțiile sunt extraordinare. Când muncești, când ești serios, când obții performanțe, apoi vine și recunoștința și prețuirea care te însoțesc întreaga viață. Multă sănătate îți dorim și încă o dată toate gândurile bune. Mulțumesc frumos, sănătate și dumneavoastră și să știți că cel mai important lucru la tot ce am vorbit noi acum la copiii ăștia care joacă,
cel mai important lucru sunt oamenii care sunt în spatele lor. Cel mai important. Să-i dirigeze acolo, acum, te duci să mănânci, nu asta, aia, nu, nu-ți cumperi mașina asta, îți cumperi asta, că tu, da, aia, te îmbraci așa, te fui. Cel mai important. Da, dincolo de muncă, dacă îi lasă muncă de educație, să facă, copil, da. Sunt, dacă nu-l jalonezi, nu-i conturezi drumul. Nu numai în fotbal, nu dar e și chiar în așa viață de plăcut, da. Dar să știți, dacă ne, la noi, la Steaua, așa ne făceau. Tot timpul, ăștia mai tineri, Balint, eu cu... Poate erau cicăritori, poate vă supărau atunci. Să aveți grijă, să nu vă îmbătați, că jucați la Steaua, să nu vă vadă. Îmbrăcați-vă și voi frumos, tundeți-vă, că jucați la Steaua, să nu vă văd, să nu vă vadă că să... Și tot timpul, și noi ne ascundeam să plecăm, să fugim, iar... Da, aveți și vârsta care o aveți, da. E, asta trebuie să fie când... Acum realizezi cât de important a fost, da. E foarte important să aibă niște oameni care să... E, acum... Să-i îndrume, să-i ajute. Care au jucat au avut niște oameni care... Da. Steaua, da. Dinamo, Rapid, care... Da, era și o școală, o formă de educație, de conturare a unei personalități. Educația trebuie. Da. Și să te îndemne să fii... faci carte, să ai comportamentul care trebuie. Da, într-adevăr. E una dintre lecțiile pe care tu le-ai învățat și ai vrea să le poți vedea transpuse și în practica și viața celor de astăzi. Am vorbit acum mulți ani, se vorbea de Nadia Comăneci, de Ivan Pațaichin, de ei, ce au făcut? Ce se făcea înainte? Centralizați, nu-i vedea nimeni, muncă, pregătire, mâncare, pregătire, muncă, pregătire, și când ieșeau, erau... Erau zmei. Exact ca și noi. Da. Muncă, cantonamente, stăteam vineri dimineață în cantonament până duminică. Și aveam timp să mă odihnesc și să mănânc și să mă pregătesc și că abia așteptam să ies să joc meciul ca să... E, acum... Da, e limpede că nu toate lucrurile care s-au întâmplat trebuie blamate, trebuie negate, și bine ar fi să putem prelua din experiențele care s-au dovedit fericite în perioadele voastre și să le adaptăm la ceea ce trebuie făcut astăzi. Nimeni nu spune să le calcheze exact, să le faci astăzi, la Xerox, să le meargă la fel. Și mai periculos, că noi nu aveam atâtea... Sigur că da, trebuie să adaptezi la ceea ce se întâmplă în lume și în jurul nostru, în prezentul pe care îl trăim acum. Da. Încă o dată mii de mulțumiri mile, multă sănătate și toate cele bune. La revedere, stimați prieteni, spre o nouă întâlnire joia viitoare.